Bună seara, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim după o perioadă puțin mai lungă. Îmi cer scuze că nu am reușit să mai fac emisiuni, dar oamenii mai au și alte probleme, din păcate. Răbdarea dumneavoastră, știu că și dragostea dumneavoastră față de noi este nelimitată. Sper să fie acceptate scuzele. În această seară suntem împreună cu dumneavoastră în direct aici la Nașul Special. O seară specială cu invitați speciali, oamenii care de ani de zile luptă pentru o Românie mai bună. O Românie mai dreaptă, o Românie mai curată, o Românie mai prosperă, de ce nu? Pentru că, până la urmă, cred că nația română merită prosperitate. O să vă prezint invitații mei. Lipsește unul deocamdată. Asta este circulația în București. Sper să ajungă cât mai repede și să-l integrăm în echipa din această seară. Încep prezentarea. Vă spun din start, sunt oameni din societatea civilă. O să vă spun fiecare în ce organizație activează. Sunt împreună de mai mult timp oameni care sunt sudați, sunt uniți și au aceleași ideal. Cristian Dide, bună seara, bună mulțumesc seara. Că ai acceptat invitația mea. În ce organizație o spui tu ca să mă scutești pe mine? Antreprenor civic, președintele asociației EI Evoluția în instituție. Ne ocupăm cu monitorizarea instituțiilor publice să funcționeze în interesul cetățeanului. Diana Voicu, bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, mulțumesc, mă bucur că sunt aici. Mă bucur de prezentarea asta frumoasă, pentru că ce ne place nouă să spunem despre noi este că am învățat de vreo 2 ani să lucrăm împreună. Așa am simțit eu. Da, chiar așa și e. Chiar așa și e. Înseamnă că mi-ați transmis, pentru că vă spuneam înainte cu 10 secunde să începem emisiunea că nu știu ce o să spun. Mi-au venit spontan și mă bucur dacă... Da, împreună e un cuvânt pe care noi îl folosim des. Când spun noi, mă refer în primul rând la organizația din care fac parte, Inițiativa România. Organizația s-a înființat după colectiv și am avut de la început viziunea asta că în societatea civilă, ba mai mult, chiar în zona civică și politică, trebuie să acționăm... Să mă laud și eu puțin, parcă inițiativa voastră a pornit undeva... de la, eu știu, 10 persoane la o masă undeva pe strada Batiștei, fost sediul la asociației 21 decembrie. Da, așa este, la câteva zile după colectiv. Am evoluat mult de atunci. O să vă rog să țineți un picuț microfonul mai aproape. Unul din lucrurile cu care ne mândrim este tocmai acesta, că am reușit în vara lui 2017, am reușit să aducem împreună, da, sub umbrela Contract România 26 de organizații civice, mișcări civice și organizații civice noi, și avem un parteneriat din ce în ce mai puternic, cu mai ales cu cei care sunt în seara asta aici, da. Dar nu numai. Exact. Și o să vorbim și cu despre ceilalți din teritoriu, ca să spun așa. Angie Șerban, bine cunoscută, activistă civică. Mulțumesc, Angie, că ai acceptat invitația. Eu vă mulțumesc pentru invitație, domnul Mărieș. Eu sunt, mă rog, acum cred că toată lumea știe că sunt membru al Mișcării Civice Corupția Ucide. Noi nu suntem ONG încă. Suntem un grup civic, ca și Inițiativa România, și noi am apărut după tragedia de la colectiv și de vreo 3 ani și ceva ne tot luptăm în direcția asta anticorupție și încercăm să schimbăm câte ceva. Acum sunt de acord cu tot ce a susținut colega mea Diana mai sus. Avem și o armată, dar nu se înțelege greșit. Avem și o armată de oameni din grupurile civice. Mulți dintre ei sunt prezenți aici, alții nu. Și ne ajutăm reciproc în proiecte, în tot felul de inițiative legislative, proteste și nu numai. Și o să dau când mai departe. Când te referi la armată, te gândești la un grup numeros care... Da, suntem un grup de mai multe organizații civice care vor să schimbe ceva în țară și atunci mie mi se pare că suntem o armată cu ghilimele de rigoare de oameni sufletiști și care încearcă cu tot din adinsul să nu se lase călcați în picioare de conducerea defectuoasă și încearcă mai mult decât se vede, probabil, că se vede mai puțin
Sigur, nu toate acțiunile voastre sunt se pot vedea. Sunt foarte vizibile și nu toate eforturile depuse și toate eforturile, special eforturile, nu se văd. Se vede doar acolo când ieși în piață și vezi că este organizare și că... Exact, sunt rezultatele... Rezultatele se văd. Vârful icebergului, 10%. Exact, vârful icebergului, dar am spus asta tot timpul și o să o repet, mă simt în siguranță cu oamenii ăștia. Ah, bun, în regulă, mă bucur pentru că avem acolo un citat, nu știu dacă îl vedeți de aici, vă las să-l dezlușiți. Dezbinată, împotriva ei însă și este pustită. Da. Ei, până la sfârșitul emisiunii vă las să vă gândiți a cui aparține sau cui aparține acest citat. Și pe dumneavoastră telespectatori și pe voi invitați. Să nu dați pe Google. Marian, nu, să nu dea pământ. Bun, ok. E prea creștinesc ca să... Da, în fine, hai ca să nu dau sugestii. Lăsăm, vedem dacă cineva găsește a cui este acest citat. Marian Rădună, mulțumesc că ai acceptat invitația. Vă mulțumesc pentru invitație. Nu știu, o să sun un prieten, că nu știu cu ei okay. Citatul. Fac parte din grupul Civic Rezistența și reprezint de asemenea, avem și această televiziune minunată online, Rezistența TV, unde încercăm să dăm informații cât mai corecte, necenzurate și să fim în locurile fierbinți. O să mulțumesc și eu public, pentru că am fost și eu invitat la voi în urmă cu un an și aici o emisiune plăcută, o emisiune încercăm care... Încercăm pe cât posibil să fim cât mai prezenți, pentru că e nevoie de noi și avem nevoie de oameni corecți în țara asta și tocmai de aia chiar... Orice voce liberă, orice emisiune liberă este binevenită, având în vedere intoxicarea la care suntem supuși zi de zi. Încă o dată mulțumesc că ai acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc. Daria Nistor? Daria Nistor. Daria Nistor. Daria, da. Nepoțica mea, una dintre ele, tot Daria se numește așa. Să vă trăiască. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Eu aparțin grupului Aradul Civic, care este implicat în acțiuni civice. Chiar din Arad? Chiar din Arad, din orașul Arad, unde eu m-am și născut. Este implicat în acțiuni civice atât la plan local cât și la plan național. Susține implicarea civică a cetățenilor și pentru a avea un stat curat. Și în acest sens se implică cât de mult poate. Mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația și că ați făcut efortul de a ajunge la această emisiune. Radu Grațianu, un mai vechi prezent în stradă, sprijinitor de acum al organizațiilor civice, pentru că tu ai vreo 20 de ani, 29 de ani chiar, deși nu se vede, parte din generația celor care au fost în stradă, aveam 20 de ani la Revoluție. Știu cum a fost și pe acea perioadă respectivă și acum sunt foarte revoltat. Am plecat și din țară, chiar n-am vrut să mă mai întorc când am văzut ce se întâmplă aici. Foarte mulți dintre cei care acum mă uit și mă bucur că sunt mulți tineri care se revoltă și ei și se implică. Fiecare generație cu... Își apără libertatea, da, în primul asta este 18 ani la Revoluție. Poftim? 18 ani la Revoluție. Felicitări. Cei care știu acea perioadă cunosc ce greu era atunci. Cine povestește ce bine era, chiar trebuie să se gândească bine înainte să spună chestia asta. O să discutăm în această seară, o să facem și comparații, sau voi puteți să faceți comparații în ceea ce practic clasa politică ne oferă azi și ce ne oferea în urmă cu... Deci, ca să nu mai vorbim de justiție și de alte instituții ale statului. Nu fac parte din nicio organizație. Din păi nicio... tu mai de-aia am spus, tu ești susținător. Chiar am ieșit ca un așa, singur, fără nicio... Noi ne-am întâlnit de multe ori la diferite manifestații sau... Acțiuni civice în piața universității, exact, piața comemorări și așa mai departe. Sigur. Cristian Pațur, că nu erau prea mulți acolo, dar noi, în felul nostru, prin muzică, că eu sunt și profesor de muzică, încercam să arătăm, să atragem atenția asupra unora dintre... Microfonul cât mai aproape. Da, mai aproape. Așa. Și avem un scaun liber, urmează să vină prietenul meu, Laurențiu Ciocăzan. Trebuie să ajungă din moment în moment și împreună vom modera... Pentru că
Îmi place să am un partener care să pună și el întrebări. În felul acesta, moderatorii nu se obosesc așa tare. Unii moderatori sunt mai, să zicem așa, eu știu, intransigenți pe de o parte cu cei invitați, pe de altă parte le place doar ei să coordoneze, să conducă emisiunea. Eu nu fac parte din ei, nici nu mă consider moderator, nici ziarist. Eu, pur și simplu, din dorința de a exista o tribună, am găsit-o aici la Nașu TV. Trebuie să-i mulțumesc Radu Moraru pentru acest lucru. Asta este motivul pentru care, după vreo 2 ani de absență de pe ecran, am revenit și înainte de 10 august. Nu știu, probabil că flerul mi-a spus că e bine să reîncep să fac emisiuni. 3 zile înainte de 10 august am început să fac din nou emisiuni aici la Nașu TV și nu pare rău pentru că, repet, este nevoie de o tribună oricând unde oamenii se exprime cu adevărat liber. Nașu TV este o televiziune liberă. Dragii mei, haideți să intrăm în subiectele emisiunii și rugămintea mea este, având în vedere că am spus o emisiune și o televiziune liberă, alegeți-vă subiectele pentru această seară. Care dintre voi lansați primul subiect? Angi, cu ce începem? Așa, consultați-vă că... Începem cu referendumul? Da, dacă mă gândeam să discutăm întâi despre referendumul pentru justiție și alte două teme ar fi... Păi, hai să ne luăm pe rând. Da, păi... Păi le puizăm pe unul. Da, și că putem să continuăm și cu celelalte. Vorbim ca și în familie. Și dacă ne mai rămâne timp, aș vrea să discut și eu despre acele blocaje pe Facebook, cenzura pe care am tot sigur, pățit-o. Sigur, orice. O pățit-o vocile mai orice. Importante. Ok. Rugămintea mea este să ne exprimăm cât se poate de repede, să transferăm microfoanele, pentru că nu avem atâtea microfoane. Nu, Nașul TV nu e dotat cu atâtea microfoane cât invitații are, dar am făcut față la 20 de invitați, așa că în seara aceasta la 8 invitați nu cred că e o problemă ca să ne descurcăm. Voi veți fi operativ, vă uitați unul la altul, care vrea să ia cuvântul, dați microfonul, eu o să intervin cât se poate de puțin pentru a vă lăsa pe voi să vă exprimați, pentru că ăsta e scopul emisiunii. Sigur. Și interesul meu de a vă auzi publicul telespectator. O să rog pe colega mea Diana să înceapă dezbaterea despre referendum, pentru că de curând am lucrat împreună la o acțiune și ea face parte din echipa care, dai voi să zic, am muncit mai mult la asta. Corect. Bine, nu știu, puțin. Așa mi s-a părut mie. Noi ne împărțim sarcinilor de fiecare. Te rog. Ok. Bun. Am lucrat împreună la luarea de poziție. Îmi pare rău că am rămas brusc fără voce. E microfonul suficient de aproape? E bine. Da? E bine. Da, ok. E bine. Mulțumesc frumos. Subiectul referendum este în momentul ăsta din ce în ce mai fierbinte. O întrebare mică, scurtă. Perfect. Avem certitudinea că vom avea referendum? Sau care este certitudinea voastră? Da, certitudinea avem niciodată. Președintele a promis de mai multe ori că vom avea referendum pe justiție. Și dacă ne uităm la tot ce s-a întâmplat în zona faptelor până acum, avem mari șanse să-l credem. În primul rând, procedurile legale pentru declanșarea unui referendum pe justiție sunt aproape gata. Și ele au demarat în 2017. Preparativele sunt făcute. Exact, preparativele sunt făcute. Deci terenul este pregătit. Da? În al doilea rând, președintele în decembrie a afirmat într-un cadru mai puțin formal. Inițiativa România în decembrie a încheiat un proiect civic frumos, un proiect educativ, în care am invitat tinerii să facă un soi de antrenament civic online, a fost ca un soi de concurs. Cei mai activi 10 dintre ei s-au văzut cu președintele României într-un cadru foarte neformal, la o cafea cu președintele, pe 18 decembrie. Și în cadrul acestei discuții, unul dintre cei 10, discuția am moderat-o eu, niciuna din întrebări n-a fost sugerată de noi, dar în cadrul discuției a fost deci întrebat... Deci mai sunt oameni democrați care lasă și... Da, da, și președintele, președintele a vrut să se vadă cu tinerii. Toți știm că, mă rog, tinerii au fost, din păcate, la vot categoria cu absenteism mare, comparativ cu alte categorii, să nu dăm vina numai pe tineri, evident. Și era important și pentru președinte să-ți vadă, să ia un pic pulsul și pe această cale. În orice caz, ca să scurtez chestiunea, în acest cadru relativ informal,
pe care președinția l-a și transmis live, dar l-au transmis live colegii noștri de la Rezistența TV, întrebat, președintele a spus vom avea referendum pe justiție. N-a pus o dată pe acest lucru, vom avea referendum. A făcut specificarea pe justiție? Da, da, și întrebarea a fost atât de specifică. Acum, între timp, am ajuns la lucruri mai concrete, și anume s-a vehiculat că dorința președintelui este, presa întâi a anunțat asta, că dorința președintelui este și intenția este să facă referendumul odată cu alegerile europarlamentare. Știm că acest lucru este posibil, în ciuda opoziției și comentariilor defavorabile pe care mai ales politicienii PSD-ALDE le-au făcut, și foarte de curând președintele ne-a mai dat un motiv să sperăm că acest lucru se va întâmpla la alegerile europarlamentare, și anume în cadrul festivalului de documentare pentru drepturile omului. Bună seara, bine ați venit. One World Romania a fost întrebat, chiar eu i-am adresat întrebarea, am pus un pic de presiune. Domnule președinte, ce garanție avem că se va întâmpla curând referendumul pentru justiție? Și președintele, răspunsul președintelui a fost, sunt aproape hotărât să fac referendum odată cu alegerile parlamentare. Acum, mulți dintre noi ne-am uitat așa la fraza sunt aproape hotărât, ce înseamnă asta? E hotărât, e nehotărât? Dar eu rețin din asta două lucruri, că sunt foarte mari șanse să vedem referendumul odată cu alegerile europarlamentare și că promisiunea președintelui rămâne și în cazul cu șanse mult mai mici că nu s-ar ține odată cu europarlamentarele referendumul. De ce crezi asta, Diana? Pentru că, până la urmă, din punctul meu de vedere, guvernul hotărăște când se organizează un referendum. Este în acest caz președintele va convoca referendumul. Dar data este aleasă, din câte știu, de către guvern. Adică cine organizează? Președintele lansează? Președintele este cel care conduce această două procedură. Două instituții pot să facă acest lucru, președintele exact. Și parlamentul. Da, mă rog, acum este inițiativa președintelui. E inițiativa președintelui și e demarată legal. Este normal, și dacă nu cunoaștem Constituția, în orice stat, președintele e clar că nu poți să iei dreptul de a face referendum atunci când vrei. Nu spun de drept. Cine alege data? Președintele poate să aleagă data? Da, absolut. Da. Din moment ce are posibilitatea de a-l declara, sigur că și alege și data. Și președintele, din declarațiile pe care le-a făcut recent, spune că s-a asigurat, sau echipa lui lucrează să se asigure și că nu există bariere formale pentru organizarea referendumului odată cu alegerile europarlamentare. Da. Acum, mai sunt niște pași de făcut până la, și dacă ne uităm la procedura legală, pașii ăștia trebuie să se întâmple undeva și în următoarele cam 15 zile. Da? Deci cumva în 15 zile trebuie să se întâmple ca să vedem referendumul odată cu europarlamentarele. Da? Suntem aproape sigur că mai sunt 15 zile. Profit de această pauză că să-l anunț și pe prietenul meu, Laurențiu Ciocăzanu. Uite, în sfârșit, nu mai dau mie. Suntem aproape hotărâți, Laurențiu, că ai venit. Scuze de întârziere, dar m-a ținut, cred că m-a blestemat Liviu Dragnea. De ce? Că, știi, lui țin spatele mulți, da. Pe mine mă ține spatele. Vă doare spatele, nu? Și, cred uite, că discutăm și o rezolvăm. Da. Da, o rezolvăm. Și domnul Dragnea, dacă încă se mai vaie de spate, într-o zi promit că îl răpesc o oră ca să rezolv. Există o metodă foarte simplă, nedureroasă, fără injecții, se poate rezolva foarte onorabil ca să nu-l mai doară, pentru că îmi pare rău ca să nu-l avem pe câmpul de luptat. Pe ce facem cu Dragnea? Asta e interesant, că Dragnea, de când a venit la putere, a evitat să meargă la dezbateri televizate sau de altă natură, în care să fie prezenți oameni care nu sunt de acord cu el. Nu țin minte, de fapt,
nu țin minte vreodată. Dacă strategia au recomandat unul la unul cu întrebări aranjate, ba, ba din contră, când are în preajmă vreun om care pune întrebări incomode, îl invită la baie. Aha, nu? Bineînțeles. Deci, e o strategie. Eu nu cred că ar putea să facă față unei dezbateri reale, Liviu Dragnea. Adică dacă... Acest te minte în față. Că te minte în față este una, dar mie i-am tot urmărit retorica, i-am tot urmărit intervențiile, am vrut să... Adică mie limbajul dânsului, deși acum e absolvent de politehnică, matematicienii sunt altfel. Eu sunt filolog, poate din punctul ăsta de vedere analizez greșit, dar mie ca un politic mi se pare că are un discurs foarte sărac. Plin de minciuni, dar foarte sărac. Și când iese, are țintite niște subiecte. Mie nu mi se pare că iese Liviu Dragnea niciodată nepregătit în fața presei. Adică mi se pare că are clar de transmis niște mesaje mincinoase, dar într-o dezbatere reală, să fi fost aici cu noi toți, eu nu cred că Liviu Dragnea ar fi făcut față la o dezbatere reală. Liviu Dragnea ar fi făcut față cu... Nu fără microfon. E cu lavaliera. Cristi cu lavaliera, e ok. E ok. O să zic că ne dependem de microfon. Spun, Liviu Dragnea nu cred că face față la vreo discuție sau la o dezbatere, măcar cu unul dintre noi. Dar eu ofer acest scaun săptămâna viitoare, joi, să vină să modereze emisiunea în locul meu și promit că eu tac. Nu las doar cu Angie și cu ceilalți. Sunteți siguri? Da, asta mie, știi cumva, îmi dă o idee, domnul Măriș. Uite, noi în gașca asta noastră, grupul ăsta puternic de mișcări civice, noi am fost criticați când ne-am dus să respectăm instituțiile democratice, să respectăm principiul dialogului și ne-am dus să vorbim cu premierul Tudose. Și am fost destul de criticați pentru asta. 2017, dar, apropo de rezistă, nu rezistă Dragnea la dezbatere, poate că ar trebui să-l invităm, frate. Dar îl invităm, cum ar să-i spunem, uite, noi suntem pe strada cutare, la ora cutare. Acest scaun este liber pentru a modera această emisiune. A modera? Deci vă dați seama, nu mi se vor pune întrebări. Și dumneavoastră veți spune întrebări. Să-l invităm să luăm la întrebări. Domnul Dragnea a fost invitat la Rezidența TV. I-am făcut invitație oficială, dar a fugit la Herculane. Nu știu ce dezbatere aveau sau ce comitet aveau. Ideea e că nu a răspuns nimeni de la PSD. Inclusiv pe domnul... Nici n-a trimis pe altcineva, nu? Inclusiv pe domnul Tudose l-am invitat. Pe domnul Teodorovici l-am invitat. Nu, nimeni de la PSD. Mariane, tu crezi că de vreo 29 de ani suntem trei aici mai vechi, așa, pe câmpul ăsta de luptă, de la PSD a răspuns cineva pentru ceva? O să răspund, cu siguranță. Da. Mulțumesc pentru optimismul tău. La Herculane s-a întâmplat un lucru important acolo, că tocmai a izvorât ceva din celebrele izvoare la Herculane, statul paralel. Acolo, da, adevărul, acolo la Herculane. Eu cred că ai întâlnit în Israel, da. Dar să nu uităm că tot de la Herculane... Nu trebuie să acuzăm dacă se întâmplă erupțiile pe alte terenuri. Pentru că nu-i devine nimeni, că primește oaspeți și oaspeții se comportă bine sau rău. Acum fiecare... Eu aș vrea să trag o concluzie dacă am venit mai târziu și, știu, în primul rând... Oricum ați venit prea devreme pentru concluzii. Nu e încă momentul concluziilor. Pentru prima parte a emisiunii să te felicit, Doru, pentru că ai avut această idee de a chema oameni care în mod obișnuit sunt evitați de către canale importante. Aurențiu, dar cred că nu e nimic surprinzător, pentru că mare majoritate dintre ei au mai fost în acest studio invitații. Da, sigur, în alte formule. Da. Nu, și nu cred că sunt prea multe, nu știu, ei pot să mă contrazică dacă sunt prea multe exemple. Eu i-am văzut de câteva ori foarte rar, nu știu, poate n-am fost eu atent la realitate. La Rareș Bogdan. Da, acum și nu mai doar. Acum e Denis Rifai de astăzi și, în fine, Gușe TV. Dar, în mod normal... Și la Digi, eu am fost la Digi. Și am fost la Digi, da. Normal, ei, poate totuși, într-o formulă atât de largă, doar la realitate am fost într-o formulă în care și eu am fost invitat împreună cu ei la fostul moderator Rareș Bogdan. Succes, dacă tot vorbim de Rareș, succes în noua alegere pe care a făcut-o. Până la urmă, fiecare om are dreptul să își aleagă drumul pe care vrea să meargă la un moment dat. A tot timpul dreptul să-și aleagă, dar el a hotărât acum. Mie mi se par esența vie acestei societăți. Mă regăsesc în ei, pentru că tu știi, din 21 decembrie 89 a fost
în stradă, la piața universității. Probabil că între timp eu am obosit, tu văd că încă mai ai energie. Și tu la fel, n-ai obosit. Am obosit cu strada, poate, dar atunci a stat în fiecare zi, dar în fiecare zi, și acum mi-aduc aminte, luam meeting-ul de la piața universității până la piața Romană sau piața Victoriei. Sau până la televiziune. Până au venit minerii. Dar în ei mă regăsesc, pentru că eu mi-aduc aminte acum cum simțeam atunci, în anii 90, și nu puteam să respir altfel decât în stradă. Adică simțeam, eram legat umbilical de spiritul străzii și am crezut, am sperat tot timpul, poate naivitatea mea, că prezența mea acolo va schimba ceva. Cred că a schimbat ceva, deși după aceea foarte mulți dintre cei care au fost acolo s-au dus afară. Da. Și acum se întâmplă același fenomen. Sigur că parametrii s-au schimbat, însă foarte mulți dintre cei care poate anul trecut sau acum 2 ani erau în stradă, fie au plecat, fie se gândesc să plece, fie stau acasă și nu mai au energie pentru stradă. De asta e foarte important ca ei să fie, să fie prezenți. Pentru că atâta vreme cât ei nu cedează, cât ei nu renunță, cât ei se hrănesc din această energie autoimpusă de a rezista, da? Pentru că, de fapt, esența bătăliei cu această vălugă de tip bolșevic este rezistența. Nu ai cum să oprești. Ce se întâmplă acum, atunci când o putere vrea să-și folosească abuziv puterea, nu normal nimeni nu o poate opri, decât rezistența până la alegeri. Sigur, nu e nici acolo o garanție că rezistența avem, va schimba. Nu, eu cred că avem aici o situație total diferită. Și oricât de bucuroasă aș fi că dumneavoastră recunoașteți energia cu care grupurile noastre continuă să rămână mobilizate, aș face totuși două diferențe de nuanță, mai ales legate de momentul în care ați ieșit inițial și la care vă raportați cu atâta emoție. O diferență de nuanță este așa. În momentul acesta, în România, nu există un singur front care luptă și rezistă. E adevărat că am zis la începutul emisiunii că noi ăștia, că suntem într-o formulă care se numește Contract România, că lucrăm împreună aproape, că... Toate lucrurile astea sunt adevărate. Dar dacă vă uitați la ce se întâmplă în ultimul an, o să vedeți că muguri apar de peste tot. Cel mai recent este Ștefan Mandachi. Da? Nu era nicio mișcare civică până ieri, nici evoluție în instituție, nici rezistența, nici Inițiativa România, nici unii nu știam de el. În schimb, acest om a devenit unul dintre muguri și unul dintre, simboluri, foarte repede unul dintre simboluri. Anul trecut s-a întâmplat similar cu Sibiu, cu mișcarea Vă Vedem. Da? Deci, ce este foarte diferit acum este că revolta asta nu mai pornește dintr-un singur loc. Din fericire sau... Din fericire spun, pentru că dacă mă uit la 10 august, îmi vine să spun din fericire. Din fericire, PSD-ALDE nu s-a prins că valul ăsta nu mai poate fi înăbușit. Da? Repet, zic din fericire, pentru că dacă s-ar prinde de fapt care este sursa și cât de departe pleacă din grassroots, de la firul ierbii chestia asta, ar începe să pună mâna pe arme ca în 10 august. Nu ar putea să facă nimic. N-ar putea, și eu cred că n-ar putea, dar cred că ar încerca măcar. A doua chestie care este foarte diferită și uneori e foarte greu de cuantificat și asta ne și face pe unii dintre noi să ne pierdem speranța și să plecăm, de exemplu, cum ziceți dumneavoastră. Greșesc? Adică sunt... Nu, revin și la asta, apropo de valul de plecări. Sigur că valul e statistic, nu-l putem nega. Dar un alt lucru foarte diferit este nivelul nostru, nu generalizat în societate, dar nivelul nostru de maturitate și de conștiință civică. Anii ăștia nu au trecut degeaba peste noi. Ani de proteste tip Roșia Montană n-au trecut degeaba peste această Românie. Chiar dacă ei au atins la început niște procente mici din societate. Da? Noi suntem acum pentru că am călătorit foarte mult și pentru că unii dintre noi au citit efectiv, s-au uitat la alte democrații, lucruri care erau total noi pentru români în 89 și în anii de imediat după. Da? Deci acum suntem mai citiți, mai deștepți, mai independenți, mai puternici în toate felurile, într-un mod poate pervers,
îți dă putere și faptul că știi că dacă nu mai poți, mâine te poți căra. Procentul mâine celor, te poți căra! Procentul celor și pe care ai descrit-o acum este foarte mic. Asta zici tu. E da, asta zic eu cred că este suficient de mare. N-am zis că nu este suficient, eu am spus că este foarte mic. Este deja în zona în care avem o mișcare de masă. Nu mai sunt doar niște amețiți care ies în stradă și urlă de fiecare dată. We are a movement. Dăm voie asta de să cred că suntem suficienți și eu știu, na, asta cred că a auzit-o toată lumea, dar știi că întotdeauna schimbările nu se fac cu o mână de nebuni. Adică suntem suficienți care, cum a zis și Diana, credem, citim, ne documentăm și hai să recunoaștem, s-a mutat discuția despre pe lângă, lasă noi ăștia care suntem mai organizați, acum discutăm și despre masă. S-a mutat discuția de la despre politic din birt, unde discutau doar bărbații care se duceau printre altele să uite la fotbal și în pauze discutau despre politică, s-a mutat în metrou între tineri. Înțelegi? Adică lucrurile astea vor avea efecte pe viitor, Cristi. Nu mai fi pesimist, eu înțeleg, nu că înțeleg. Ești foarte optimist, dar gradul meu de realism este foarte mare. Da, eu sunt optimist, dar sunt realist. Dar nu e optimist. Ba, da, este un optimist. Da. Doar că... Ne va lua timp, asta trebuie să înțeleagă lumea care vrea să se care din țară. Vreau să prind și eu vremurile alea mai bune, adică o să văd și eu roadele muncii mele, știi? O să le vezi. De ce ești nerăbdător, Cristi, că deci... dacă eu am aștept de 30 de ani, stai cu minte, ai răbdare. Eu nu vreau să stau pe urme să aștept și eu 30 de ani. Nu vă doresc, Doamne ferește. Vreau 15. Vreau să epuizați concluzia pe acest subiect ca să vă spun și eu ce am observat cam de un an și jumătate. Dar vă las pe voi să terminați. Vă mulțumim pentru vorbele frumoase, dar noi suntem doar câteva picături dintr-o mare de oameni foarte faini și oameni care s-au trezit și eu vreau să cred că toți în felul nostru suntem motoare, inclusiv cei care... Dar nu trebuie uitați niciunul, nici cel de la Botoșani, nici cel de la Satul Mare, nici cel de la Caransebeș, Caranseverin sau Constanța și nici cei din piață care vin și stau, nici măcar cățelul care vine și face prezența seara de seară. Toată lumea contează și toată lumea prin prezența tuturor celor pe care ați menționat și mai sunt și mulți alții. Sigur, am... încercat să nu asta fac arată... o cruce în... da. Asta arată că suntem, asta arată că nu ne-am oprit, asta arată că încă sperăm. Da, sperăm și în primul rând ce am reușit noi în ăștia 2 ani, pe lângă faptul că ne-am cunoscut, ne-am unit. Sincer, noi am reușit foarte mult să întârziem, ei nu și-au dat seama, ei nu se așteptau, exact. Adică spuneați mai devreme că într-adevăr se întâmplă lucrurile și e greu să-i oprești, nu i-am oprit, dar îi încetinim până la alegeri și primul examen va fi 26 mai da. Și sper din tot sufletul să avem peste 60%. Deci vrei să spui așa un tăvălug de 50% după rezultatul alegerilor, mă rog, astea au fost, care venea foarte hotărât să năvălească și să scape de problemele lor din justiție, da? Vin direct în ianuarie cu ordonanța 13, iese lumea masivă în stradă și voi, alături de sute de mii noi toți, inclusiv noi, recunosc oarecare merit pentru, chiar dacă voi sunteți modești, faptul că v-ați implicat în organizare care, repet, facilitare, nu se vede. Facilitare, da. Noi suntem facilitatori. V-ați asumat de multe ori să ieșiți cu sau fără autorizație. Da. Sunt lucruri care deja spune că acolo există niște oameni, niște lideri care își asumă, chiar dacă nu își doresc mâine suntem o funcție niște coordonatori, politică, dar își asumă niște responsabilități. Iar acei oameni, sigur că trebuie răsplătiți, cel puțin prin evidențierea lor, adică să-i cunoască lumea, să-i salute, să le mulțumească pentru efortul pe care asta îl fac. Asta cu autorizația îmi pare foarte rău. Trebuie să o discutăm la modul serios, pentru că în România, ei folosesc ideea asta, n-ai autorizație, n-ai ce căuta în stradă, te poți sălta, te pot amenda. Avem aici un personaj care știe pe pielea lui ce înseamnă. Cristi s-a ocupat de niște sute din amenzile oamenilor care au protestat. De niște sute s-au ocupat cu resursele lui. 400. N-ai pus-o și pe amenzi de mâine. Nu zic mulți înainte. Cristi, nu zic mulți înainte că nu. Vreau să le fac o sugestie. Celor care se vor mai lovi, se vor mai întâlni de-a lungul timpului cu această acuzație. N-aveți autorizație. În decembrie 89, în dictatură, când România a ieșit în stradă,
Nu exista nicio autorizație, n-ar fi existat niciodată și noi nu eram astăzi. Nu există nici acum, nu există autorizație. Acum nu există termenul de autorizație în lege. Nu există, nici în momentul de față. Există termenul de notificare. Diferența între notificare și autorizare este că la autorizare, cum și spune, cum este numele, aștept un răspuns din partea, ar trebui să aștept un răspuns sau să mi se dea voie. E, în lege acum se spune doar să-l anunț pe primar. Exact, dar ei, bineînțeles că folosesc este în permanență tot timpul a fost ideea că e ilegal, da, ca să această propagandă, jandarmii ca să te salte. A doua chestiune. 10 august. Trebuie, pe câte canale puteți, de câte ori aveți ocazia, să-i dați peste nasta acestei, vreau să nu folosesc un cuvânt care să mă expună sau să vă expună, Carmen Dan, care cu un tupeu inimaginabil, alături de Dăncilă, alături de tupeista Zoană, care a luat locul ei în Parlamentul European, și de alte specimene de acest gen, își permit să mintă în față reprezentanții unui întreg continent în Parlamentul European, spunând că jandarmii și-au făcut datoria 10 august și că în alte, multe alte țări din lumea civilizată se întâmplă așa ceva. Tocmai lucrez și finalizez o carte despre 10 august și chiar vă... Chiar vreau să te întreb în această seară. Da, și chiar vă invit, dacă aveți lucruri, să-mi spuneți, sigur, unii dintre voi sunt deja prezenți acolo fără să știți, pentru că am consemnat din ce a apărut la cald atunci pe Facebook și în alte surse. Am mărturii de la jandarmi care lucrează în forțele de ordine antitero în Paris, care acum luptă cu așa numitele veste galbene și care spun foarte clar, și de altfel mărturile astea sunt valabile în orice altă țară pe care o invocă această Carmen Dan. Nu există nicăieri în lumea civilizată un caz tip 10 august Piața Victoriei. Nicăieri în lumea civilizată forțele de ordine nu au atacat niciodată populația pașnică, oamenii neagresivi. Da, au răspuns violent, inclusiv cu gaze, inclusiv cu tunuri cu apă, inclusiv cu bastoane, împotriva celor care îi atacau pe jandarmi. Dar niciodată în lumea civilizată nu există un caz de forțe de ordine care să fie atacat persoane nevinovate, cum s-a întâmplat în 10 august. Dar despre ce forțe de ordine vorbim noi? Că noi, nu știu, vorbim de forțe de ordine. La noi, de la Revoluție încoace, forțele de ordine au acționat de cele mai multe ori împotriva manifestanților, numai forțe de ordine n-au fost. Adică sunt aceleași trupele sunt de securitate forțe reformate de ordine, în jandarmi? Aceeași, da. Poate dacă au fost în stradă, toată dar cu același tip de mentalitate. Și în afară de forțe de ordine, între ghilimele, mai există forțe, nu știu cum să le spun, minerii, galerii de fotbal, agitatorii, îi cunoaștem foarte bine, îi cunoașteți. Sunt printre voi. Să nu generalizăm la galerii, că nu toate galeriile, dar printre voi, la demonstrații. Din totdeauna au existat, este o luptă inegală. Ei luptă murdar, se folosesc de democrație. Noi vorbim de mijloace democratice, democrație nu e pentru comuniști. Ei se folosesc de orice, n-au nicio regulă. Mai sus microfonul. N-au nicio regulă. Democrația, nu știu, noi vorbim de mijloace democratice. Ne mirăm că de ce nu se... Nu, cu ei nu se poate. Nu știu, trebuie găsite niște formule în care... Tot democratice? Tot democratice, da, da, democratice. Noi nu putem dar, ieși din cadru. Nu știu cum, în niciun caz cu forță. Dar ei folosesc... Îți dau un exemplu ceea ce fac acum. Uite, de exemplu, Daria a luat o amendă de 3.000 de lei pe 12 august, deci 10-11, pe 12 august, pentru că s-au opus jandarmeriei române să nu ridice rulota din Piața Victoriei. Și ei nu au ridicat-o legal. În momentul de față nu există o dispoziție legală pentru ridicarea acelei rulote. Daria și cu Angie au luat amendă în 12 august pentru acest lucru. Iar modalitatea în care poți să te lupți cu jandarmeria română este în instanță. Este singurul lucru. În instanță care e a lor. Nu este a lor. Și nu poți. Și ok, să presupunem. Statistica de... Îți dă Cristi statistica de cazuri în instanță în care au cumpărat judecători sau că sunt judecători corupți. Ceea ce nu neg. Că sunt și judecători corupți. Dar la 400 de abateri, 400 de procese verbale, nu ai cum să cumperi toți judecătorii aia. Nu ai cum să cumperi toți procurorii pentru 75 de plângeri penale pe care noi le avem împotriva lor. Nu poți să-i cumperi pe toți. La un moment dat o să zică și procurorii aia, băi, stai un pic că ne-ați umplut de plângeri. O să-și pună întrebări. O să-și pună întrebări grefierii, își pun întrebări judecătorii. Mă, nici ăștia nu-s nebuni. Eu sunt și atunci așa lupți cu ei. Cum de cei care au instigat
la violență. Nu au fost încă. Nu au fost încă. Apropo, unde, despre ce? Dar sunt legați, adică sunt în arest. Dar unii sunt filmați. Sunt de acord cu cei care au greșit să plătească, indiferent de ce. Pot să intervin și eu aici? Cred că sunt mai mulți de 35, cei de 10 august care au instigat. Ori fi fost maxim 50, mai mult de atât nu cred că instigat sunt. Instigat unde? Instigatori. În 50 din 250 de mii, adică totuși. Nu, dar au fost instigatori la televizor. Au fost lideri politici care au instigat. Atenție, că vin și dau foc. A instigat jandarmeria română din 9 august cu trupele pretoriene. Aduceți-vă aminte, în comunicate de presă. Atragem atenția și cu tot felul de... Da, da, mi-aduc aminte de comunicatul ăla. Pot da. Să vă citesc mărturia jandarmului din Paris? E foarte scurtă. Sigur că da. Apropo de ce s-a întâmplat în 10 august, pe care am publicat-o alaltăieri într-un articol scris de mine pe ziariștii.com cu titlul Să-ți fie rușine, Carmen Dan. Să-ți fie rușine, Carmen Dan, ce ai făcut în 10 august n-a făcut nimeni în lumea bună. Și acest jandarm, care e român și care, bineînțeles că îi protejez numele pentru că nu are voie să facă asta, spune așa. Nu, asta spune Carmen Dan. Stai că ce spune ea, nu mai contează. Spunea că trebuia să știți când vă atacă semnalele luminoase. Semnalele luminoase și avertizoarele fonice. Dacă așa ceva s-a întâmplat în Franța, peste jumătate dintre jandarmii participanți la acel atac ar fi fost deja arestați a doua zi. Iar apoi o parte dintre ei dați afară din instituție. Ce s-a petrecut în Piața Victoriei pe 10 august nu e permis nicăieri în lumea civilizată pentru forțe de ordine. Să atace, să bată, să gazeze oameni pașnici cu miile. Legea nu ne permite nouă, celor din forțe de ordine, să atacăm oameni fără motiv. Da, reacționăm la agresiuni, dar doar împotriva agresorilor care ne atacă pe noi sau obiectivele publice. Dar nu a fost cazul în 10 august. Oricine a putut vedea asta la televizor. Diana Nistor. Daria Nistor. Daria Nistor. Iată. Diana e un nume frumos. Da. Și Daria la fel. Mulțumesc. Te rog, mai ales că ai venit, ai făcut atâția kilometri și nu... Ești mai tăcută tu, dar te provoc eu. O să lămuresc puțin chestia cu sute de kilometri. Eu cumva trăiesc în ambele locuri, și în Arad și în București. Deci... Nu e ca și cum fac un extra efort să vin, se mai întâmplă să fie cazuri în care e o situație mai extremă și atunci da, mă mai urc în tren și vin a doua zi, dar în principiu... Bine zis, vin a doua zi. Da, fiindcă durează 12 ore. Deci de la Arad la București 12 ore. Da, 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 dar în ultimele luni nu ne mai gândim, sper să nu aibă întârziere trenul, ne gândim, sper să nu deraieze trenul. Așa. Da. Da. Te ascult. Referendumul. Revenim un pic la... Da, și Aradul Civic susține cu tărie acest referendum. Am semnat și noi respectivul comunicat. Problema legilor justiției este una dintre lucrurile poate care ține cel mai mult totul în țara asta pe loc. Nu se pot face demersuri înspre zone importante, cum ar fi infrastructura sau spitalele, fiindcă trebuie să luptăm constant cu aceste atacuri. Și da, trebuie să se organizeze. Ca o prima parte a emisiunii, haideți să spuneți fiecare părerea voastră despre referendum într-un minut, pentru că din păcate chiar mai puțin, pentru că din păcate mai avem 5 minute și e publicitate, ca să epuizăm acest prim punct din această seară. Ok. Noi considerăm că referendumul e ceva foarte important. Am cerut 12 organizații civice încă din decembrie președintelui referendum. Chemarea de ieri este semnată de peste 30 de grupuri civice. Vreo treime dintre ele sunt din afara României. Da, din diaspora. Credem că este o necesitate. Am propus chiar și trei întrebări, pentru că, da, exact, pe care le putem citi. Și, de asemenea, să le lăsăm după am publicitate. Dorit... Okay. Asta doar mai discutăm după publicitate, cele trei întrebări da. Care le propuneți. Acum... Sugestia către societatea civilă. Ok, acum tragem o concluzie de ce vreți și cât sunteți de hotărâți să sprijiniți acest referendum.
noi suntem foarte hotărâți din moment, din moment ce... Și de pregătiți, nu? Da, da, din moment ce ne-am documentat... Nu forțăm cumva pe președinte? Nu venim și... Păi, da, suntem în plină procedură, adică... Cred că este odihnit suficient. Îi cerem un lucru absolut normal, noi nu-i forțăm mâna să facă un lucru ilegal. Nu-l punem să dea ordonanță de urgență la 9 seara și să... Bine, nici nu poate să o facă. Nici nu poate, sigur. Da. Noi cerem un lucru firesc, să terminăm odată cu tot țonțărul ăsta care se joacă pe justiție și să avem o justiție independentă. Dacă nu se poate, adică aveam asta prin lege, dacă nu se poate, ok, o mai facem încă o dată. Adică cerem niște lucruri firești și suntem foarte hotărâți. Avem un comunicat, ne-am gândit la câteva întrebări, s-a lucrat niște zile în șir pentru... Spunem, puteți să citiți chiar și comunicatul și întrebările, dar o facem după... După pauză, sigur că da. Dide, te rog. Eu cred că acest referendum este necesar pentru că este suficient cât am rezistat și cât am făcut față acestor atacuri, pentru că dacă nu avem o justiție independentă care să apere și să corecteze neregulile din societate, noi nu avem cum să evoluăm, nu avem cum să construim. Eu, unul, m-am plictisit să stau să-i țin pieptul lui Tudorel și să-l ironizez ori de câte ori mai dă el câte o ordonanță. Vreau să mă apuc să construiesc. Avem atâtea de construit în țara asta și noi stăm să ținem pieptul unor penali care consideră că ei au dreptul să schimbe România, să o ducă într-o dictatură și într-o autocrație, care, mă rog, autocrație deja este, doar pentru că au primit 6 milioane de voturi. Să nu uităm că președintele are 6... pardon, 3 milioane jumate. Doar că au primit 3 milioane de voturi. Să rectifică singur, l-am lăsat de aia nici nu. Da, doar că au primit 3 milioane de voturi, să nu uităm, președintele are 6 milioane de voturi, iar 7 milioane de voturi sunt pentru referendum. Am făcut rectificarea singur. Da. Deci, tu spui așa, haide să așezăm odată lucrurile acolo unde se face dreptate, pentru că într-o țară, dacă nu ai mijloace prin care să facă dreptate, sigur corect, că acel nu stat ai cum să te dezvolți. Asta este motivul este pentru nefuncțional. Care un... Marian? Eu aștept referendumul ăsta de 2 ani de zile. Da, de 2 ani îl așteptăm și acum o să fac o paranteză. Dacă aveam acest referendum acum, poate din 2017, poate cele trei legi ale justiției nu treceau în forma actuală. Și asta este. Ne aflăm în an electoral, nu numai de europarlamentare și an pentru prezidențiale. Este necesar, este necesar încă de la primul atac al lor din 2017, din ianuarie. Niciodată nu e prea târziu. Sper să ca în următoarele 2 săptămâni să lanseze acest referendum și noi să ne prezentăm cu peste 60%. Daria, crezi că domnul președinte Klaus Iohannis a amânat acest referendum cumva strategic și îl va face tocmai în ziua alegerilor pentru europarlamentare? E o întrebare. Chiar e bună întrebarea la care îmi invit și restul colegilor să se exprime. Eu sper că l-a ales. Da, și eu sper că orice strategie are el în spate să ducă către un rezultat final și concret. Da. Trebuie să recunoaștem că acolo se vehiculează și acolo de fapt se adună informațiile mari. Noi putem să știu să traducem printre rânduri, să tragem o concluzie în funcție de informațiile pe care le avem, dar informațiile cu adevărat ajung întotdeauna la președinte. Președintele în România în acest moment nu are foarte multe puteri. Referendumul, în cazul acesta, referendum consultativ, este unul dintre puținele lui arme. Sigur, are întotdeauna arma discursului politic, apelatului la mecanisme democratice și așa mai departe, atenționatului că vă mai las sau nu vă mai las să mai numiți un guvern și așa mai departe. Deci are arme, dar nu sunt foarte multe. E posibil ca președintele să se uite la referendumul consultativ pe justiție ca la un soi de silver bullet, un soi de glonte de argint. Și dacă lasă o parte total pe președinte din ecuație pentru un moment, n-avem cum, că în ecuația referendumului este element esențial, o să vă atrag atenția că România anului 2017
nu este, adică post imediat, post OUG 13, nu este România primăverii lui 2019. Două vorbe legate de referendum, pentru că trebuie să luăm Românii au evoluat foarte mult. Eu nu știu dacă în 2017 un referendum pe justiție ar fi avut același awareness în rândul cetățenilor. De acord. Te rog, Radu. Susțin referendumul și în același timp vreau să reamintesc că am ajuns în situația asta pentru că nu s-au prezentat foarte mulți la vot. Că va fi, că nu va fi, oricum urmează niște alegeri și în primul rând tinerii trebuie să iasă la vot pentru că viitorul e al lor. Bun, v-am spus că după ce terminăm acest punct, după ce le puizăm și trageți o concluzie, am să spun și o părere. În ultimul an și jumătate se zizez un lucru pe care nu l-am observat în cei 28 de ani și jumătate sau 27 de ani și jumătate. Clasa politică astăzi este sub nivelul populației care a evoluat, populației României, nu are importanță de la sate sau de la orașe, ca să parafrazez pe cineva, important este că populația, că cei trăitorii în România, nu mai vorbesc de cei care sunt plecați la muncă în străinătate, sunt mult peste nivelul clasei politice. Ăsta este și motivul pentru care avem astăzi o doamnă cu numele Dăncilă și nici nu mai știu... Basilica. Premiera României. Exact 5 secunde. Viorica, vreau să corectez. Mulțumesc. Luăm publicitate, dragii mei. Ne reîntoarcem imediat. Nu plecați pentru că în această seară vom dezbate în continuare lucruri de interes național cu niște tineri care sunt preocupați de soarta acestei țări. Am venit, stimați telespectatori, partea a doua a emisiunii. Invitații mei, luptători pentru libertate, pentru democrație, pentru onoare, pentru o Românie mai bună până la urmă, pentru că asta... Și așa ne-o dorim cu toții. Angie Șerban, am rămas datorii telespectatorilor noștri din prima parte a emisiunii cu comunicatul pe care l-am dat zilele trecute. L-ați dat zilele trecute și nu în ultimul rând, voi am înțeles că pe grupuri ați v-ați bătut săptămânile astea, v-ați pus mintea, s-a încins deja creierașul. Care să fie întrebările pentru eventualul referendum, pentru că hai să nu-l dăm ca cert, să spunem și noi ca, domnul președinte că mai gândim, mai așteptăm să se hotărască, pentru că de domnia sa depinde până la urmă, este inițiativa președinției și o acceptăm, o respectăm și va vedea domnia sa dacă trebuie sau nu trebuie făcut în funcție de informațiile pe care le va avea la momentul acela. Te rog, comunicatul prima dată. Ca grupuri noi am avut, adică de fiecare dată când am încercat să facem câte o acțiune, am venit și cu variante, adică n-am ridicat o problemă și atât, am sugerat și câteva soluții. Ideea asta de referendum a plecat încă din 2018, din 12 decembrie, prin care mai multe organizații au solicitat emiterea unui decret de organizare a unui referendum național. Acum că lucrurile încep să pară că se solidifică cumva, am avut și, dacă vă mai aduceți aminte, undeva prin decembrie am fost și la Realitatea. Colegii noștri de la Geeks for Democracy au realizat un sondaj prin ISS Poll, în urma căruia s-au ajuns la concluzia că 91% dintre români sunt împotriva corupției și a tuturor infracțiunilor care țin de corupție. Plecând de la aceste două date, nu să stau să trec prin tot comunicatul, am venit cu cele trei întrebări, mă rog, și cu solicitarea de emiterea decretului de organizare pe care l-am reluat, dar pentru data de 26 de mai, ca referendumul să se desfășoare în același timp cu alegerile europarlamentare. Și, de asemenea, cerem și organizarea de consultări cu organizații ale societății civile, nu numai cu ale noastre, chiar și cu organizații de magistrați și de, mă rog, tehnicieni și experți în drept. O să citesc cele trei întrebări ca să nu pierdem timp. Prima noastră variantă după un brainstorming de câteva zile este: sunteți de acord cu năsprirea legislației penale pentru infracțiune de corupție și de serviciu? O a doua variantă este: sunteți de acord ca cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, atenție, deci nu discutăm despre cele din culpă,
pentru că aici era cumva la inițiativa fără penal, toată lumea zicea, păi da, dar stai că ce facem cu cele din culpă? Cele cu săvârșite cu intenție, sunt două noțiuni total diferite în materia penală, eu sunt absolvent de drept, printre altele. Cele săvârșite cu intenție să nu poată fi aleși în organele administrației publice locale și centrale, asta înseamnă chiar și la nivel, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. Iar a treia întrebare, sunteți de acord ca legile justiției și politica penală a României să fie făcute exclusiv în Parlament, după consultarea și în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția, GRECO și Comisiei Europene prin rapoartele privind mecanismul de cooperare și verificare? Din punctul meu de vedere, asta este una dintre întrebările care, cel puțin mie, îmi satisface cele două cerințe, politica penală și legile justiției, pentru că aici avem cele mai mari probleme. Eu le-aș pune pe toate trei. Da, evident că merg toate trei. Nu știm exact câte întrebări vor fi permise. Noi avem istoric de două. Dacă permiteți, o să spun și o părere legată de referendum. Este bine să nu se discute, cred, în această campanie despre prea mult despre întrebările care vor fi puse. Am divulgat deja când am spus întrebări. Mă gândesc că trei întrebări ar trebui puse și să discute lumea despre referendum, mai puțin despre întrebări. Pentru că n-am să fac niciun comentariu la întrebările care vin dinspre tinerii României. Ar vrea să fac. Da, sigur, poți să faci, nu e niciun fel de problemă. Sunt convins că sunt puse la muncă creiere înțelepte. Ele nu trebuie să fie doar din domeniul juridic. Poate se găsește una din cele trei întrebări, poate să fie, repet, este părerea mea, nu este nici măcar o sugestie către domnul președinte. La nivelul nostru și până la urmă, umilele noastre păreri le putem exprima, pentru că suntem într-o țară liberă, dar asta nu înseamnă că îmi permit să dau sugestii. Chiar nu vreau să dau sugestii nimănui, fiecare pe funcția pe care o ocupă este dator să-și facă datoria, să-și facă obligația de serviciu până la urmă, așa cum consideră, conform conștiinței și liber de a fi constrâns nici măcar de noi, de societatea civilă. Este președintele României, a fost investit, a fost ales cu peste 6.500.000 de voturi, este omul cel mai ales din România, i s-a dat încredere și credibilitate din partea românilor, e dreptul domniei sale să hotărască ce întrebări sau ce întrebare va pune. Dar, Doru, dar mai este, cum este pusă întrebarea, este foarte important. Absolut, va depinde, Radu... Nu formulăm noi, chiar și alegerile. Cei care formulează, apropo de propunerile tale de întrebări, gândește-te că... Reține, nu sunt ale ei. Nu, pe care le-ai spus tu. Gândește-te că mergi undeva la țară și într-o întrebare se povestește despre Comisia de la Veneția, despre care omul ăla nu știe. Știți cât am dezbătut subiectul ăsta între noi? Vă cred, dar tocmai de aceea întrebările trebuie să fie foarte clare și accesibile pentru oricine. Dar în același timp foarte concise. Corect. Adică trebuie atins subiectul destul de concret. Să formulez o întrebare. Ei, chiar unul dintre greșelile lor foarte mari, au fost acea formulare pe care oamenii nu au înțeles-o și tocmai de aia nu au votat-o. Mulți din ei nu au înțeles-o. Noi am înțeles-o, dar mulți nu au înțeles-o și datorită faptului că se putea interpreta în multe feluri... Pe de altă parte a fost legal. Întrebarea a fost formulată legal. Accesibil, o întrebare foarte greu. Te uiți, evident, gândești, ești, place să urmăresc. Ești relaxat și eu la fel. Mă simt foarte... Oare nu ar trebui să fie una din întrebări și pregătirea unei legislații pentru ceea ce nu fac aleșii sau numiții în funcții? Pentru că de multe ori nu fac. Și atunci zici, domnule, dar... Păi dacă n-a făcut săracul, n-a făcut, uite, a fost pe funcția X sau Y, e procuror, judecător, eu știu, manager, nu manager, că trecem în partea cealaltă. Poate fi un șef de instituție. Șef de instituție, exact. Și în mandatul lui a omis să pună problema, să ridice problema, să ceară legislație mai coerentă, să... Deci, eu cred că ar trebui să răspunde și pentru inactivitate, domnul procuror sau judecător.
Păi da, dar asta nu se stabilește prin referendum. Nu, sigur, dar putem să gândim la o legislație care să-i oblige ca în mandatele pe care le au sau în funcțiile pe care le au sau în mod normal, pe locul președintele, de muncă pe care... Președintele are acest mecanism al referendumului consultativ pentru că nu are putere de legiferare și nu are putere executivă și Constituția îi dă posibilitatea să spună de la înălțimea funcției sale cel mai votat om din stat, corect, să spună politica pe care o duce în acest moment guvernul să... pe tema X, da, este după părerea mea președinte și nu împotriva voinței populare. Da? Da. Președintele spune asta. A amendat de mai multe ori, a trimis înapoi legile justiției și așa mai departe. Dar președintele nu are el această opinie. Președintele a văzut, nu odată, iar noi i-am scris de nu știu câte ori și am fost de câteva ori, inclusiv la consultări, înainte de intrarea la dezbatere în Parlament a legilor justiției, am fost prima dată la consultări. Deci președintele se uită ce se întâmplă în societate și vede că de fiecare dată când se mai întâmplă ceva în zona justiției, legile și așa mai departe, noi avem zeci de proteste. Și atunci președintele spune și pe bună dreptate, băi, stați puțin, voi ăștia de sunteți la guvern, ce faceți voi acolo, că aveți puterea în Parlament? Nu vedeți că nu este ceea ce își doresc românii? Chiar dacă voi ziceți, suntem aleși, nu știu ce, suntem aleși, lăsați-ne să ne facem treaba. Și atunci președintele spune, ia stai puțin să consultăm poporul. Tematica de consultare este, de fapt, pe scurt, și trebuie formulată prin niște întrebări clare, sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu ce face acum guvernul în zona justiției? Ăsta este rolul referendumului consultativ. Și atunci nu întrebăm dacă nu cumva, nu știu, n-ar trebui să se confiște mai repede averile corupților. Normal că ar trebui! Normal că ar trebui, da? Toate întrebările trebuie să trimită, toate întrebările trebuie să trimită la, pe scurt, la sumarizarea politicilor anti-justiție pe care le are în acest moment guvernul. O modalitate de a face asta și este cu întrebarea de tipul sunteți de acord ca penalii să nu, da, persoanele cu condamnări definitive pentru fapte săvârșite cu intenție să nu mai, da? De ce? Pentru că asta este și subiectul. Asta este reglementată prin hotărârea judecătorească care o primește, îi se interzice pe un anumit... Interzice numai funcției numite și anume în guvern. Funcției alese, nu. Dovadă primarul de la Baia Mare, care era, bine mersi, în închisoare când a fost ales. Da? Adică și să se numai reglementeze pentru, exact, și pentru aleși, exact, și pentru deci numiți. În propunerea fără penal, de fapt ne referim la funcțiile alese, la toate funcțiile alese. Te rog, Lorenzo. Da, întrebarea ta e clară și răspunsul meu e da. Adică dacă facem un referendum prin care vrem să aflăm ce gândește poporul despre legislație, nu justiție, tu spui, n-ar trebui să se întâmple în mod concret asta în Parlament? Sigur, bineînțeles că ar trebui să se întâmple ce vrea poporul, dar de la ce vrea poporul până la a se întâmpla efectiv, ajungi la cui? La mâna cui? La mâna alesului. Instituțiilor? La mâna Parlamentului, care Parlamentul, vedem ce se întâmplă în actuala legislatură, odată ajuns în funcție... Alese sau numite, pentru că, uite, avem pe avocatul poporului care este numit și nu totdeauna și deplinește cu... Asta era, da, comentariul, nu, da, meu. Un popor care e tolerant cu halul ăsta de diferență de la cel la pământ între ce ai promis, da, în 2016 în campanie, și, adică n-ai promis nimic de justiție în campanie, nu? Ai promis tu că te lupți cu Chioveșii, că te lupți cu Augustin Lazăr, că te lupți cu Curtea Constituțională, faci secții speciale, cu curte și faci secții speciale, care de fapt, să restrângă libertatea magistraților. Oamenii ăștia sunt dovada via faptului că nu au făcut nimic, nici au promis că dacă ei făceau și nu se ocupau de justiție, probabil că nu mai erau acum în stradă să protejeze România de atacul lor la adresa democrației, de fapt, că de asta vorbim, pentru că atași justiția, atași democrația. Deci poporul e foarte tolerant cu minciuna. Trăim într-o țară în care foarte mulți oameni, eu nu generalizez, dar spun că sunt foarte mulți oameni care acceptă să fie înșelați. Conștienți că sunt înșelați. Și când văd că sunt înșelați,
nu știu câți dintre ei zic, bă, dar până aici mi ajunge, ieși în stradă alături de rezist. Nu știu, foarte puțin. E, asta e forța unui Dragnea, unui Tăriceanu, lehamitea și această lene generalizată din societate, această, nu știu cum să-i spun, mi-e greață uneori de impactul acestor nenorociri care trăiesc în jurul nostru. Dar revenim la întrebările pe care... Scuze-mă că te întrerup. Cred că ne lipsește speranța. Românilor le lipsește speranța, tocmai că au fost educați de așa natură încât să nu creadă într-o cauză, să creadă în dreptatea lor. A, ce merg eu la tribunal? Eu n-am avut treabă cu tribunalul, vă spun sincer. Exact, eu nu văd asta. Mai mulți români microfon. Nu. Microfon. Deci, nu vă mai plângeți atâta că suntem apatici și avem legea, auzi. Nu vă mai plângeți atâta că deci suntem apatici și nu avem și că suntem mult prea toleranți. Uitați-vă nu cât am crescut. Mai mulți români decât oricând. Doi români apărut la televizor. N-am avut niciodată diaspora atât de activă. Și sunt apatici. Sunt puțini și sunteți puțini. Diaspora. Încercați doar să nu vorbiți unul peste altul. Vreți dialog la sânge. Bun, dar lasă-mă să termin. Deci întrebarea, hai să revenim la lucrurile concrete. Lăsăm la o parte filozofia despre ce înseamnă România. Nu facem deloc aici, filozofie, doar punem aici două puncte de vedere. De al dumneavoastră este extrem de pesimist. Al meu este optimist. Optimistul este... Este realist. Deci eu îți dau exemple clare. Uite, 10 august sunt doi oameni loviți și bătuți în stradă care n-au depus plângeri penale. Ăla e românul, GBG, te rogi de el. Da. Băi, pune în mișcare sistemul democratic. Sistemul democratic se bazează pe implicarea omului. Am o problemă cu instituția statului, mă duc să fac o sesizare. Nu fac nimeni lucrul ăsta. Dar de ce te uiți? Exact, de ce te uiți la aia doi? Sunt 800 care... Pentru că sunt cei mai afectați. Deci este mediatizat cazul, se știe foarte mult. Ăia doi mediatizați au văzut că sunt 800, dar ei n-au făcut nimic. Adică îi caută procurorii, băi, veniți să faceți plângere. Și nu sunt acolo. Și îți mai dau exemple. Da, poate că vezi au musca pe căciulă pe undeva. Ei, uite, nu știu. E o întrebare și aceasta. Nu știu. Băi, da, nu știu ce să zic. Ăia doi de care spui tu, care au fost bătuți și n-au depus plângere, ăia doi se uită la televizor și văd că în justiție nu se întâmplă nimic. Și că sunt înșelați. Și atunci, în mintea lor, spune, bă, eu mă duc degeaba, pentru că uite, da, ce, uite ce face ăla, uite ce... Deci, da. Nu că sunt lași. Dacă ei ar avea încredere în justiție, s-ar duce. Așa crede-mă. Este, ai dreptate. Crede-mă, și cum nu vrei, sunt lași, cum nu mai spune că românii sunt lași. S-a protestat tot timpul de la Revoluție încoace. Au fost mișcări de stradă, da? Au fost tot... Oamenii sunt pur și simplu într-o stare în care sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în justiție. Și nu vrei să mai faci nimic. Deci nu că nu vrei să mai faci nimic. Te calcă în picioare se gând, și nu vrei dar, să mai dar faci ei nimic. Se gândesc, mă, eu aș vrea să fac ceva, dar ce pot face eu personal ca să ce-au am succes? Ce-au făcut ăia la 800, du-te și tu. Când tu te uiți la televizor și vezi în ce hal se întâmplă totul, atunci omul zice, stai mă, păi uite ce-i face lui ăla, uite ce face. Ne-am blocat prea mult în ăștia doi oameni. Sunt doi din 800, unul la mână, doi la mână. Și dacă ar fi 802 cu tot cu ăștia doi și dacă nu ar depune ăștia doi, oricum au suficient de multe dovezi și mărturii ca să se finalizeze dosarul. Bine, nu 10 august. Hai să ne blocăm în aia doi și păi să nu, generalizăm. Despre motivarea poporului. Cu siguranță. Dar motivarea poporului. Am mai multe exemple și să mai dau și eu, dar nu discutăm despre asta. Aurențiu, de ce nu avem totuși? Că colega noastră a înțeles... Cred că ori am înțeles greșit, ori eu n-am fost suficient de clar. Adică nu e vorba de pesimism și optimism. Eu nu pledez pentru a fi pesimist și nici nu spun că, că voi nu se reprezentați poate optimismul generalizat în România. Nu. Lucru... Deci nu suntem toți atât de optimiști. E foarte greu să calculezi și e foarte greu să tranșezi. Nu poți tranșa. De fapt, e un melanj. Nu poate nimeni să spună că suntem mai mulți optimiști, mai mulți pesimiști sau că Dragnea va merge până la capăt și din 2020 încolo va fura alegerile sau că noi vom câștiga și că prin rezistența noastră acestor puțini, din punctul meu de vedere, repet, insist, rezistența acelor puțini, dar nu contează că sunt puțini, contează tăria lor. Deci, apropo de ce spunea colegul cu educația, credința că dacă faci, că spune Cristi, cu orice preț până la capăt, s-ar putea să câștigi, s-ar putea să nu câștigi, dar dacă tu crezi în misiunea ta,
chiar dacă nu ai foarte mulți oameni sau că te părăsesc, te abandonează pe parcursul acestei lupte pe care o duci o parte, dar dacă unul rămâne și crede, s-ar putea să fie stea cu victorii. Dar revenind la întrebări, pentru că de aici plecase discuția, eu am ascultat cu atenție și cred că în primul rând că e foarte bună munca pe care ați făcut-o, adică să vii din afară, să te intereseze chestiunea cu referendumul, că de fapt, într-adevăr, de jobul președintelui și a politicienilor, cel puțin din opoziție, e lăudabil. Pe de altă parte, e foarte important, într-adevăr, ca întrebarea asta, care de fapt este una ce crede poporul despre, nu? Pentru că e o chestiune consultativă care nu va schimba nimic, dar cum folosești tu, președinte? Va schimba foarte mult. Va putea să decidă inclusiv agenda electorală pentru prezidențiale. Va schimba foarte mult. Am mai văzut referendumul care aparent schimbau pe moment și după n-au mai schimbat. Să dea Dumnezeu să fie așa. Dar ce vreau să spun este că trebuie aleasă. Eu aș alege varianta 2-3 dacă ar putea să existe o combinație între 2 și 3. Mi-a plăcut foarte mult varianta 3. Putem să avem două întrebări. Am mai avut două întrebări într-un alt referendum. Măcar două putem avea. Deci ideea că vreți ca România să fie legată de Europa în respectarea valorilor, stat de drept, justiție, nu știu ce, clar, ca bună ziua. Pentru că de ce? După aia vii cu referendumul și spui tu, președinte, sau la următoarea lege, uite bă ce vrea poporul. Uite ce vrea poporul, vrea lege, vrea justiție. Păi tu vii acum să mă ții pe mine în stradă de dimineață, în sculare până în culcare, ca să-ți bați tu joc de țara asta? Sigur că nu va însemna că Dragnea va ține cont de asta. Pentru că planul lui și planul lor și tot ce fac acum este să continue, indiferent cât de multă lume e în stradă, indiferent cât de mulți ne dăm foc în piața publică. Au fost 600.000 de oameni în stradă. Păi, îmi povestea cineva în Paris, dacă ies 100.000, pică guvernul a doua zi. De ce? Pentru că nu poate să iasă tot poporul, cum zice PSD-ul. Doar, doamne, că noi suntem mult mai mulți și n-am ieșit. Păi tot timpul cei care ies în stradă trebuie multiplicați cu nu știu cât, pentru că nu poți să iasă toți românii în stradă. Dar când a ieșit atât de multă lume, ăsta e un semn foarte clar că tu putere pleci. Dacă vrei să nu fii nesimțită, sigur, ea e foarte nesimțită. Dar și el a răspuns, Laurențiu a răspuns cu alte sute de mii care i-a dus și care ne aducem aminte că era pe tribună liderul suprem, da? Maduro cel mic, cum îi spun eu, și lumea pleca. Lumea a plecat din Piața Victoriei. Deci Piața Victoriei se golea în timp ce liderul Maximo vorbea la microfon. Adică ceva marele efect al vostru. Hai să spunem, eu am convingerea fermă că mișcarea civică a pierdut pe parcurs oameni activi de stradă. Dar, așa cum spunea cineva mai devreme, a câștigat, nu știu, tu spuneai, Ștefan Mandachi, este un exemplu de om care nu e stradă, dar care odată activat, că toți zic ăștia că au pus serviciile, și așa, poate crea o mișcare de masă care să-l deranjeze, pentru că pe Dragnea a dat eu asta tare. Spun, că nu da. Mai este în mâna dar a câtorva care țin protestele, exact, actorii, magistrații, deci se confruntă cu un front împotriva lor peste tot. Studenții. Nu mai suntem atât de puțini. Nu mai suntem, asta este o poveste pe care noi tot spunem că suntem puțini. Dar da, e adevărat că trebuie să trecem prin iad ca să ne prindem că nu mai avem voie să lipsim de la vot. Și nu numai că nu mai avem voie în România să lipsim de la vot. Dacă cumva ne ascultă oameni din diaspora, păi faceți absolut tot ce ține de voi. Să aveți secție de votare acum la europarlamentare, să aveți secție de votare în orașul vostru. Nu mai există nicio scuză. Asta este cel mai simplu mod de a transforma România. La vot toată lumea. Pentru că guvernul. Este atât de facil să spun. M-am săturat. Nu mai cred. Cine propune următoarea temă? Nu cred că se va schimba nimic în România. Și au trecut cam mult timp. Ia să vă aud. Next. Libertatea de exprimare. Pentru că jandarmii luni, că vorbeam de magistrați mai devreme, magistrații au curajul să protesteze, se luptă pentru independența lor, pentru democrația noastră. Da. Și ne trezim într-o luni după amiază, când jandarmii primesc ordin sau au primit ceva de la șeful curții de apel sau șefa curții de apel, de la președintele curții de apel, curții de apel, că nu pot protesta magistrații, încălcând grav articolul 3. Libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare. Alt subiect? Văd că stai, Angie. Protestul din 30 martie. Protestul din 30 martie. Protestul din 30 martie și legat de libertatea de exprimare o să povestim
în drum. Câteva cuvinte, deci și Cristi ce-am pățit recent. Deci avem două subiecte pentru următoarele 20-30 de minute, libertatea de exprimare și protestul pe care societatea civilă din România îl pregătește pentru 30 martie. Păi începem cu, ca să nu ținem foarte mult cu libertatea de exprimare, din punctul meu de vedere, le-am și spus jandarmilor pe trepte atunci când calcă articolul 3 din legea. Pe trepte și atunci când, cum? Luni după amiază. Acum luni? Luni. Așa. Pe 18, la protestul cui? La protestul magistraților. Așa. Pe treptele Palatului de Justiție, jandarmii le-au transmis magistraților care se îndreptau spre trepte și vreau să protesteze, că au directivă să nu, că nu au voie să protesteze. Păi să iasă de-a cu ei de-a dura până în dâmboliță. Ce puteau să facă? Da. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Magistrații s-au dus într-un lateral al... Pe colțul drept. Pe colțul drept al Palatului de Justiție și a rămas o doamnă magistrat, pe care chiar o felicit. Andreea Sârbu. Andreea Rândușa Sârbu, de la judecătoria sectorul 1. Da, care a stat singură circa 15-20 de minute, după care i s-au arăturat și restul magistraților. Deci un om a dat tonul? Un om a dat tonul. Problema mea este că jandarmii, cei care cunosc legea și trebuie să o aplice, care ar trebui să o aplice, au încălcat-o. Și trebuie să intimidă magistrații. Asta este foarte grav. E, din punct de vedere... Că voi vă ciocniți mai des de Cristi în special, dar nu mai. După 10 august, sigur, imediat după 10 august au avut un moment de inhibare, de teamă, niciodată. Nu știu ce. Nu e adevărat. Acum cum niciodată se comportă? Nu s-a schimbat nimic. Niciodată. Deci, în primul rând, să clarificăm un lucru. Vorbeam de sancțiuni. Nu s-au dat niciodată sancțiuni pe marile proteste. Deci, da, discutam despre 400 de procese amenzi pe de care ne ocupăm noi. Pune și pe al meu de mâini. Sancțiunile alea sunt date. Dar noi cu Cocoș, cu Șindrilă, da, sau cum îi zice lor? Șindrilă. Sindire, da. A, așa, Sindire. Deci eu îi zic Șindrilă, acum să mă iert, îi dau milul. Sunt date. Dacă îi spui Șindrilă, nu are cum să te agață. Deci știi ce scrie în procesul verbal? Teodor Mărieș a înjurat capii jandarmeriei. Mergem mâine să vedem cât de am înjurat. Dacă ai zis Șindrilă, nu există un Șindrilă capii jandarmeriei. Mâine la ora 9 mergem la proces. Toate aceste sancțiuni la 401 la proces sunt date pe adunări de mică amploare, între 5 și 50 de oameni. Deci în rest la OUG 13, la ce înseamnă asta? 10 august. 10 august. Ce înseamnă asta? Cum vedeți voi asta? Ei au în continuare un plan premeditat. Ei tot timpul au vrut să elimine acel om care dă tonul. Da. Deci asta, deci ei urmăresc pe voi. Da, noi primim, mă las să intervin mai puțin aici. O să susțin ce zice Cristi. Ești țintă, noi doi suntem, nu noi doi, că și Marian e țintit. Adică la fiecare protest mai mic, la cele mari nu primim amendă, după fiecare protest mai mic, dacă nu toți trei, cel puțin unul dintre noi, de cele mai multe ori el, primește amendă acasă, fie pentru organizare, fie pentru participare, fie pentru perturbarea ordinii și liniștii publice. Cristi are un record la amenzi, dar și nici eu, nici Maria nu stăm foarte prost. Bine, eu am 15.000 de lei adunați din amenzi. Marian, și Marian, cât ai mai? 10.000? Da. 11.000 Marian. Dar ai plătit ceva până acum? Nu, le-am contestat pe toate. Bravo. Da, cât ai? Cât ai? 20.000. Cât ai? 20.000 de lei? 20.000. Da, da. Cât ai acum? 80.000 am avut cu totul și am plătit 20.000. Dar nu puteam să-mi vând apartamentul. Eu recunosc că cele primite în 20-21 decembrie anul trecut, chiar 22 decembrie, mi-au trimis una din 22 la marșul cu eroi. Da, mi-a trimis și din noaptea una. Le-am plătit, le-am zis, băi, nu mai pot să intru, să umblu. M-a rugat pe Cristi să mă ajute, dar... Asta e, am plătit o parte. Vreau să mai spun câteva lucruri și închei foarte repede. Eu mi-am asumat că voi face toate demersurile când se va schimba această putere să dizolvăm această jandarmerie. Bravo, eu am plătit jandarmeria, toată lumea o ridică în zlăvi. Da. Jandarmeria, în primul rând, acum este fosta securitate, iar înainte de securitate, la 50 de ani după Cuza, tot timpul jandarmeria, dacă ne uităm în istorie, a participat la înăbușirea răscoalelor. Ei sunt cei care au bătut țăranii care s-au răsculat tot timpul. Deci asta cu jandarmeria, o instituție istorică, este o poveste. Este o armă a statului. Asta, deci asta împotriva cetățenilor. Dizolvată. Și ce înseamnă dizolvată?
care vrea să facă ordine publică în poliție, care vrea să fie militar în continuare, pentru că și asta este o problemă. Eu în momentul de față civil trebuie să mă duc în parchetul militar ca să-mi rezolv o problemă penală cu un jandarm. Păi, civilul nu trebuie să interacționeze cu militar. Deci eu acum un jandarm, el este militar. Și noi în stradă acum avem militari. Ca și cum am avea armata pe stradă. Dacă vom intra într-o stare de urgență sau se declară stare de urgență, ei sunt militari. El este, jandarmeria este armata Ministerului de Interne. Da, cum în cealaltă exact, parte, așa. Trupele armatei române... Să treacă la armată. Și ce avem specializat? Cei pe jandarmerie montană, lunetiști, trupe antitero, împărțite pe segmente. Și dacă avem într-adevăr nevoie de o gardă națională, facem o gardă națională. Dar civilul să nu mai interacționeze cu un jandar care să-i dea o contravenție. Nu, s-au dizolvat și reangajați, dar luați la mână. Corect, individual. Corect, așa este. Tăticu, tu știi de ce ești aici? Pentru că, atenție, foarte mulți au intrat. Cum e România? Ce fac copiii? Dau la școală la jandar ca să aibă și el de muncă. Vezi, nu e pentru vocații, oamenii nu merg în instituții și că vor să fie jandarmi. Ai siguranța aia că ești angajat la stat. De-aia s-au dus și de-aia sunt acolo. De-aia nu comentează niciunul. Dar totuși să dăm mai degrabă vina pe liderilor decât pe ei ca oameni. Niciodată, nu liderii te-au bătut, nu liderii ți-au dat cu bastonul în cap când stăteai cu mâinile sus. Dar nici nu i-au oprit. Responsabilitatea întotdeauna este a operativului. Pe Vlad Gheorghe, care este lovit cu mâinile sus, pe toți care ai văzut, n-avea cum să-l oprească, că a ieșit la cu bastonii, a dat două, ce putea să facă lider? Apropo de responsabilitate, e vorba de calitatea umană. Te completez foarte scurt. Te completez foarte mult, apropo de responsabilitate. Am vorbit cu mai mulți reprezentanții din forțe de ordine în Europa pentru cartea asta. Este individuală. Răspunderea pentru ce face jandarmul în teatru de operațiune, inclusiv în Piața Victoriei, nu e șeful, nu e comandantul, nu e șindrilă. Este absolut normal, dar având în vedere că nu au existat doar trei amețiți brute care să dea, până la urmă acolo au fost comenzi, ordine. Omul putea să execute sau să nu execute. Nu trebuie să execuți omul. Băi, Diana, nu ai cum să... Deci nu aveți cum să fiți voi jandarmi și eu să vă conduc și eu să zic: Diana, dă cu piciorul. Dă cu piciorul în femeia aia care stă jos și tu să-mi spui mie că sunt eu de vină că ai dat-o cu piciorul. Eu nu concep lucrul ăsta, nu, la mine oamenii niște neuroni se scurge nu știu carte, n-au învățat fișa postului, e jale ce în jandarmerie, nu numai în jandarmerie, și în poliție sunt mulți la fel. Oamenii nu înțeleg ce cu ei acolo, ei s-au dus să-și ia leafa. Și zice șeful, fă, aia e mentalitatea care vine, de adevăr, de la securitate. Nu poți, o să vă întrerup doar jumătate de minut. Răducu, am o rugăminte la tine. Poate găsești imaginile cu jandarmii din Bulgaria. Răducu nu e la jandarmerie, nu? Nu Răducu e la jandarmerie. Ar fi bine, nu? Las că îi le arătăm. Dacă le găsești cumva, te rog eu frumos și putem să le luăm, ar fi bine să ruleze pentru ca să vadă și jandarmii noștri ce au pățit jandarmii din Bulgaria în urmă cu oarește zile. Vă rog, continuați. Eu sunt de acord și cu ce zice colega mea Diana, că mare parte din responsabilitate este a șefilor, mai ales a șefilor de dispozitive. Dar de asemenea sunt de acord și cu ce spuneți dumneavoastră cu răspunderea individuală. Eu sunt unul dintre puținii care au rămas în Piața Victoriei noaptea de pe 10 august. Nu m-au dus la secție, în schimb m-am bătut cu ei să rămân în piață pentru că au vrut să mă evacueze odată cu toată lumea. Am rămas vreo 30 în total și am văzut de-a dreptul scăpați de sub control, acum să-mi scuzați expresia, erau ca o haită de câini turbați. Deci, efectiv, numai orice șef ar fi încercat să facă ceva în momentul ăla, oamenii nu mai știau de capul lor. Erau pur și simplu disperați să spargă manifestația cu orice scop, cu orice preț, au dat în stânga și în dreapta. Deci, gândiți-vă că încă avem problema cu turiștii izraelieni, dați jos din taxi. Apropo de ce spunea doamna Carmen Dan, că s-a intervenit conform legislației în vigoare. Nu avem rezolvată problema cu... Păi ce legislație în vigoare? Că a presupus jandarmul după mintea lui că s-ar putea să fi fugit unii de la manifestație cu un taxi, păi ei niște oameni nevinovați, cum au fost niște turiști, că ăia n-aveau ce să caute la manifestație. Vigoare, că trebuie să fugărești manifestații? Nu, bineînțeles că nu, asta spun. Și s-au fugărit pe străzi, am prieteni care veniseră de la Timișoara, nu știa Bucureștiul și a rămas pe la mama naibii. Mă tot suna și îmi dădea indicații, m-am dus să-l iau, pentru că nu știa să se întoarcă în Piața Victoriei. Pentru că legislația jandarmeriei române este copiată după cea europeană. Da. De-aia am vorbit cu cei de afară.
Sigur, mici diferențe, dar nu ai voie și au și ei în fișa postul, dar ei nu știu. Ei nu știu. Da, da, nu știm că am interacționat destul. Acolo. N-ai voie să folosești bâta sau nu mai vorbesc de gaze, nu știu ce, împotriva unui om care stă. Care stă și zice, nu îți fac nimic. Asta este și... adevărata problemă pe care nu o vede nimeni. Că ăla care stă, ăla care stă și vine jandarmul și dă cu spray și asta. Eu nu cred că îi dă un șef prin cască. Că nu, 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 aia nu, dar clar nu. O cameră cu mărire, cu zoom și zice, a, uite, l-am văzut pe ăla. Hai, Georgica, dă-i cu bastonul. Nu există așa pe ceva. De altă parte, pe de altă parte, în completare, referitor la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că lucrați la un material, eu am fost pe partea dreaptă, unde era... aș putea să zic cel mai violent grup de protestatari, în sensul că pe stânga unde era liniște. Pe partea dreaptă lucrez la o carte și am niște mărturii dintre voi. Da, da, voi de care povesteai, m-a șocat. Dar e legat tot de reacție. Apropo de domnul Figăr, asta și voiam să spun acum. Am fost în grupul acela violent în speranța că poate aș putea, având și megafonul și fiind și destul de cunoscută printre ei, să ponderez cumva lucrurile, să nu ajungem la vreo tragedie. Nu. Era o demență totală, o luptă între... Era haos. Da, era un haos de nedescris. Se aruncau cu sticle, se aruncau cu bețe, ăștia dădeau cu gaze în continuu. În momentul în care au pornit tunul de apă de pe partea dreapta a guvernului, partea dinspre aviatorilor, da, de acolo au venit cu primul tun de apă, l-au țintit fix pe Nea Figăr, care era urcat pe platforma lui Cristi Didi. Deci au țintit oamenii care stăteau sus pe platformă, iar domnul Figăr este moderator la Vocea Străzii, filma. Știu, deci da, nu arunca cu nimic. Acolo s-a dat lui cu tunul cu apă, în schimb în partea asta alaltă, unde erau și galerii și băieți care erau mai înfierbântați, nu s-a pornit tunul cu apă. La un moment dat mi-aduc aminte că era fix față în față cu mine tunul cu apă. Au testat să vadă dacă a venit apa pe conductă. În timpul ăsta se spărgea în direcția aia piața, da, cu tunul de apă și la un moment dat am auzit vorbindu-se între ei, nu, nu, pe ăsta nu, pe ăsta nu. Și credeți, eu mă așteptam să mă izbească jetola în plin, că până apucam să fug dintre aia de acolo, mă gândeam că o să mă ia apa. Nu. Acolo unde era violență nu s-a dat cu tunul cu apă, da, a fost doar testat să vadă dacă vine apă pe instalație. Păi ieșea Ștefania, mă, din guvern și de-aia nu trebuia folosit tunul de apă, că trebuia lăsată Ștefania. Păi îți spun că din punctul meu de vedere, între partea aia protestului în care am fost eu și partea în care s-a dat cu tunul cu apă, dacă, dar nici acolo nu aveau nicio justificare să dea. Dar din punctul meu de vedere, acolo a fost intervenția inutilă și abuzivă, iar în partea asta altă i-au lăsat. Am stat și m-am gândit la asta, mi-am explicat, am încercat să găsesc explicații, până la urmă tot ce mi-a venit a fost că, mă, le-o fi fost frică de ăștia de la galerii să nu dea cu ceva, că ăștia sunt... Ei au, au problemele lor, se ceartă deci, pe subiectele lor mai mult. Mă gândeam cumva să nu fie... Adică răspunsul... Hai să trecem la liberă exprimare. Că da. Nu, dar iartă-mă, un detaliu foarte scurt, de, apropo de Figăr, și asta mi-a rămas în minte, pe care l-am pus în carte și te invit să-mi trimiți și mărturia ta, dar trebuie să fie scrisă, că sigur, nu, o să nu am cum să fac eu, pentru că nu mai am angajat, n-am nimic, sunt numai eu. Apropo de liberă exprimare și de presă liberă, care de fapt nu prea mai e. Atât de tare l-au ars gazele atunci, da, când au atacat cu gazele, încât s-a dus repede acasă, înțeleg că stau aproape, da, undeva, da, acolo. Și din disperare, sigur îmi vine să zâmbesc, dar în același timp e tragic ce s-a întâmplat. Și mă rog, reacția mea e una de simpatie și de solidaritate cu el, nici de cum să râd de situația în sine. Deci disperat să-și răcească cumva ce avea în gură de la gaze, ce idee a venit, s-a dus și a luat feonul, l-a băgat în priză, a deschis ușa congelatorului și a băgat feonul în congelator și a băgat gura în congelator ca să-și răcească gura de la gaze, apropo de ce... Da, păi, domnul Figăr în casă toată ziua atunci și ca și noi, de altfel. Alucinat, nu? Da, da. Păi da. Nu, vreau să o luăm pe rând. Credeți că magistraților li s-a interzis dreptul la exprimare luni, da, seara? Clar, ce facem noi de acum acolo? Apropo de halucinant, Laurențiu, eu mi-am luat gaze în parchetul general. În greva foamei, în parchetul general, de la 5 cm cu jetul direct în ochi. 5 cm? 5 cm! Când am întors capul, mi l-a dat de... am simțit umezeala. Știi cine a făcut asta? Ai cum? Păi era jandarmul de la poartă. Și a pățit ceva? Nu știu ce i-a făcut doamna Chiuveș, că ea plângea în capul scării. Este un lucru plângea pe care, în capul scării, ce mi-a făcut lucru pe care să-l spun, deci, pentru că Radu spunea mai devreme că n-avem cum să ne luptăm. Uite că de când mă ocup de procesele verbale, jandarmeria a întors cheltuieli de judecată în valoare de 15.000 de lei. Zilele trecute, domnul Nicolae Dobrogea, într-adevăr, mult prea târziu, dar de la un eveniment violent din 2012-2013,
a dat în civil în judecată un jandarm și a primit despăgubiri definitiv de 5.000 de lei de la respectivul... Eu n-am spus că nu avem cum să ne luptăm. Am spus că unii oameni sunt dezamăgiți și din cauza asta nu vin să depună. N-am spus că nu avem cum. Nu, bine, puțin bun, mai când devreme. Când ești dezamăgit, ce faci? Când ești dezamăgit, ce faci? Este dezamăgit de ce vede și atunci stă. Există principiul ăla. Care dacă... stau sunt din aceia care sunt dezamăgiți. Există principiul ăla. Dacă concurezi, ai șansa să câștigi. Dacă nu concurezi, ai pierdut în stat. Eu sunt de obligatoriu să te înscrii în cursă. Domnul Didea, am o întrebare la dumneavoastră. Eu sunt perfect de acord cu tine. Credeți că de acum înainte ne așteptăm la intensificarea amenzilor și încercărilor jandarmeriei de a înăbuși proteste sau o să mergem business as usual? Business as usual. Da? Știi de ce te întreb? Că uite, citesc ce a postat acum 4 ore colega noastră de la Umbrela Anticorupție, Ligia. Am scris deja să-mi dea, da. Da, stai, că eu știu, n-am niciun dubiu că o vei ajuta. Zice Ligia de la Umbrela Anticorupție Cluj, ei sunt organizatorii ultimelor proteste, facilitatorii ultimelor proteste din Cluj, împreună cu magistrații, de susținerea magistraților, mă rog, îmi exprim public gratitudinea față de Jandarmeria Cluj, care a decis să-mi acorde 2 amenzi în valoare totală de 5.000 de lei, precum și calitatea de organizator, i-au acordat calitatea de organizator al protestelor pentru independența justiției. Prea mulți, când vor să facă un abuz, încearcă să forțeze litera legii și uite complet spiritul ei, ne vedem în instanță. Postscriptum. În clipa aceasta, în urma unui telefon, se confirmă până la urmă că ar fi pe drum și a treia amendă, unde creditul îl împart cu Diana Vasile pentru organizarea și conducerea unui protest, unde s-a ocupat strada și noi scandam oprit circulația și strada e a noastră la Porta Voce. Acum, de ce te întreb la ce te aștepți? Pentru că noi, totuși, până acum, în București, ne-am încununat cu, știi, coroana, bă, numai noi suntem amendați. Și în țară nu se întâmplau lucrurile astea. Da, Oradea a venit la rând, Clujul din nou, uite că vrea și el să ne prindă din urmă. Chiar v-am să zic, Ligia, atât de târziu. Să concureze. Da. Legea este foarte proastă, încerc de foarte mult timp și am discuții cu parlamentarii USR să facem demersuri, dar îi ține ocupați PSD-ul cu legile justiției și nu putem să venim cu o nouă lege. Pe adunările publice, pe legea adunărilor publice. Astea sunt singurele lor arme. Bastonul amenda. Și cu spray-ul și cu amenda. No. Da, și condusul la secție. Condusul la secție este o metodă prin care cei da, care... Fac asta că îi sună cineva să facă? Da. Eu de fiecare dată când am fost condus, am fost condus abuziv. Deci, februarie 2017, de când protestez eu, nu există jandarm care să fi luat o decizie fără să fi primit un ordin în casă. Nu. Primez mesaje pe WhatsApp cu textul pe care trebuie să-l scrie, cu articolul legal pe care trebuie să ne sancționeze. Tot timpul. Deci nu există unul care să ia decizia pe loc. Și mai mult de atât, a început o propagandă împotriva noastră, a celor cei mai vizibili, îi cheamă la unitate cu fotografiile. Le pun filmulețe. Că fac ceva eu am în mărturie din interior, nu spun de la cine, am și eu cunoștință și rude pe la ei și mi-a spus că... Nu pot să spun asta. Și mi-a spus că li se pun niște clipuri cu noi. Da, da. Atenție, tipul despre care vorbesc nu e în Jandarmeria de la București. Li se pun niște clipuri cu noi în momente din astea tensionate, dar numai varianta aia când noi suntem da, mai tensionați, exact. Nu se pune toată imaginea de ansamblu pentru a nu vedea de ce tu ai reacție, pentru ca ei să nu vadă de ce tu ai reacția aia. Și el mi-a zis și că, băi, le creează o impresie despre tine, că ești foarte agresivă și de cele mai multe ei vin chitiți că tu ești așa și pe dincolo. Și eu tot timpul încerc să le spun, bă, nu e așa, stați puțin că nu-i toată povestea aici, e doar reacția ei. Trage Mariani o concluzie la punctul de discuție. Da, vreau să fac o paranteză și, da, vă mulțumesc pentru opiniile voastre din punctul de da, le-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare magistraților luni seară. Și să fac o paranteză, în noaptea de 10 august, în seara de 10 august, un domn de la Dialog, de la Batalionul 1, dacă nu mă înșel, dar Batalionul 1 era, mi-a arătat pe telefon că nu știi ce s-a întâmplat, eu eram când ai văzut ce s-a întâmplat, nu știam ce s-a întâmplat. Și mi-a arătat ce a primit pe WhatsApp un clip cu Ștefania, domnișoara Ștefania, cu imaginile când era lovită, dar vorbesc, era un clip foarte, foarte scurt care a circulat pe clar, băi, violența pe creier, o contest, asta e clar. Ideea e că
pe WhatsApp-ul lor, pe grupul lor intern de WhatsApp, a ajuns doar o bucățică. Au dat foc la fitil. Fără să se vadă, vă spun sincer că l-am văzut clipul respectiv, fără să se vadă că într-adevăr a fost salvată și scoasă de acolo. Repet, doar când era călcată în picioare. Da. Asta, și dacă este manipulare din punctul dacă de vedere... Dacă pică PSD-ul și ajunge opoziția la putere, asta de să ajungă la viitoarea putere, USR plus PNL cine mai fi, pentru că e o cangrenă acolo, îmi dau seama în interiorul acestui sistem de ordine publică, siguranță, cum vrei să spunem, încât, într-adevăr, te gândești mai poate fi însănătoșit sau mai bine... ai ras și reconstruie. Nu, deci jandarmeria trebuie clar rasă, nu există altă posibilitate, iar poliția întărită, deci și poliția profesionalizată, să li se dea camere video, cel mai important, pentru că nici ăștia nu sunt ușă de biserică, dar jandarmeria nu mai ai ce să faci cu ea. Deci asta este clar, trebuie împărțită. Ia să vedem și părerea lui Daria, că iar ne-a lăsat și ascultă. Nu vreau să nu vorbește de decât întrebată. Da. Ia spune tu la Arad, libertatea asta există? Adică se comportă altfel jandarmii sau... Pentru că poți să faci comparația. Zici că ești și aici la proteste și acolo. Păi, în primul rând, în Arad, nu prea este cazul să intervină jandarmeria, fiindcă nu ies atât de mulți oameni în momentele în care se fac proteste. Aș putea face paranteză să spun că în Arad libertatea de exprimare e îngrădită din alte sensuri, în sensul în care e teama asta foarte mare de a avea clienți politici, știi, nu te duci la protest că poate clientul tău te vede și nu mai face afaceri cu el. Și o comunitate mai mică, oricum. Da, și, sau de exemplu sunt cazuri în care depinzi de fonduri locale, dar și se întâmplă tot felul de nereguli și abuzuri, dar tu nu-ți permiți să spui ceva în privința asta, fiindcă s-ar putea să nu mai faci pe urmă nimic în orașul acela. Păi totuși un oraș condus de un liberat. Falcă este un om care vine din societatea civilă, din Liga Studenților. Nu m-aș... Mi-e greu să cred că încearcă el să pună piedici libertății de exprimare. Bineînțeles, nu spun nimic rău de domnul primar Falcă, dar pot să spun că acesta este contextul care... Da, jandarmii, ce treabă au cu Falcă? Nu, vorbeam despre libertatea de exprimare. Nu, în Arad nu este această problemă cu jandarmeria, deocamdată. Da. Dar garda de păi nu sugerați acum, lăsați-o să spună Daria, ea știe că ea a fost acolo. Nu, în Arad nu este. Au ieșit magistrații la Arad? Chiar și într-un număr mai mic, dar au ieșit sau n-au ieșit deloc? Din câte știu eu, nu. În Arad nu. În Arad lumea este foarte blazată și este foarte legată de mâini, se leagă sigură de mâini, fiindcă tot se conformează zicalei. Așa a fost întotdeauna, așa merg lucrurile, dacă nu poți face așa, nu faci nimic. Nu există cultura protestului, cel puțin în Arad sau deși Timișoara, iată. Nu avem încotro, trebuie să luăm publicitate. Laurențiu? Timișoara. Acum, publicitate și revenim, 2 minute, revenim imediat. Pentru ultima parte a acestei emisiuni, alături de invitații mei, subiectul l-au stabilit ei în a doua parte, și este legat de protestul pe care îl vor organiza pe data de 30 martie 2019. Direct. În afară de protest, intenționăm să facem și un lanț uman. Deocamdată, inițial am fi vrut să în mergem... În primul rând, ora și locul... Ora 18, în piața Universității, simbolul Revoluției din 1989. Și a luptei anticomuniste... Și încercăm să facem un lanț uman pe direcția Victoriei și credem noi că s-ar putea să fie piața Constituției, pe două direcții. O să trimitem un mesaj, o să fie surpriză mesajul. Plecăm cu el cu un mesaj negativ și vrem să ajungem cu un mesaj pozitiv. Și cu celelalte ONG-uri din cu toată lumea, țară? Invităm pe toată lumea, da, noi oricum suntem parteneri în tot ce facem cu ei și plus de asta invităm pe toți cei care vor să participe la acest lanț uman să urmărească pe paginile noastre indicațiile. Uite ce rugăminte am, Angela, tine. Spuneți fiecare cât un oraș, așa cum care vă vine în minte în momentul acesta de oameni din ONG-uri, din orașul Iași, începem cu Moldova, spuneți voi mai departe Bacău, ziceți fiecare ce vă vine, care v-au ajutat, care v-au sprijinit. Păi vă spun Timișoara. Eu, suntem, așa, suntem cu Timișoara, cu Oradea, cu Pitești. Cluj. Cu Aradul că l-avem aici. Aradul care e aici cu noi, Iași, Pitești. Brașov. Galați. Galați. Constanța. Craiova. Craiova. Ce-am uitat?
Mureș, Sibiu. Da, Târgu Baia Mare da. Avem? Baia Mare nu. Nu știu ce avem, ce mai avem în Ardeal. Satul Mare avem. Oricum sunt cam din toată țara organizații și grupuri civice. Eu personal fac parte dintr-un grup civic, nu dintr-un ONG. Suceava avem? Nu, dar avem mai multe grupuri civice, Iași și mai era mai sus de Iași, la Rădăuți. Așa, ar mai fi, cred că este și un grup la Vaslui, dacă nu mă înșel. Și în Valea Jiului. Și în Valea Jiului este un grup de asemenea, dar Valea Jiului Society, parcă se cheamă. Da, deci Domnul suntem... Severin? Nu. Suntem un pic împrăștiați așa ce puțin. Nu. Vâlcov acolo? Cine păi da. Nu, și? Slatina nu, dar avem oameni care vin din Slatina la protest. Alexandria ceva? În Teleorman a fost destul de complicat. Și Constanța? Ba da, la Constanța sunt. La Constanța sunt, e doamna acela Sela Badea. Îi salutăm pe toți, tocmai. Mulțumim. Nu vrem să omitem pe nimeni. Dacă ne scapă, nu facem Adina intenționat. Adina Flora să ne omiți. Da, și noi inclusiv colaborăm cu, că îmi șoptește în cască colega mea Diana, colaborăm cu grupuri de diaspora, München, Italia, Milano, Madrid, Birmingham, Zurich, Dublin. Și mai ziceți voi că sunt atât de mulți, suntem o rețea destul de mare de grupuri civice și ONG-uri. Aveți comunicații, rețea? Aveți o... Avem niște grupuri pe care comunicăm. Mai zidau la Mungiu, PRL. PRL, da, comunicăm. Mungiu a fost o instigatoare în 10 august. Da. Pentru că înainte de 10 august a spus, vor veni și vor distruge și vor face și ce. Dar de unde știa oare Alina Mungiu? De unde știa și Bădulescu când mi-a zis că se va termina la ora 11, vă spun eu. Băi, direct, Bădulescu știa mult mai multe și începe să spune din ele. AB1 mi-a zis. Ok, deci ca să concluzionăm ce am zis, lanț uman, propunem și către cei din marile orașe care pot face lanț uman, cum e Cluj, Timișoara, Iași, să încerce și acolo lanț uman, Sibiu și mult mai multe. Cine nu și vrea să vină la București, îi așteptăm cu mare drag la București să facem, adică noi o să avem și momentul static de la piața Universității și ne vom întinde, am făcut noi un calcul că sunt vreo 6 km, Diana, și am luat cât un metru de om, asta înseamnă că avem nevoie de 6.000 de oameni care să ne ajute să facem lanțul ăsta uman, care pleacă dintr-un punct și se ramifică către Victoriei, simbolul revoluției noastre moderne, și către piața Constituției. O să venim cu detalii despre acțiunea asta zilele, încă lucrăm la ea, de asta nu vă pot da niște chestii absolut concrete acum. Păi putem să facem următoarea chestie și vă propun de acum. Joia viitoare, din nou avem emisiune, eu vă invit de pe acum, putem să invităm și alți oameni din piață, putem să facem chiar cu public, să vină cât mai multă lume. Chiar și cei care vin în fiecare seară în piață, plus colegii noștri din teren, ca să zic așa. Din piață, de acolo, care stau zi de zi, care stau cu un steag de gât, care transmit în direct și așa mai departe, să invităm să fim cât mai mulți săptămâna viitoare și sigur 2 ore și jumătate. Să știți că de data asta, pentru protestul din 30 martie, am reușit să facem o desfășurare de asta de forțe, sunt inclusiv Vocea Străzii și alții care au luat parte la eveniment. Este o unitate cum n-am mai avut până acum. Păi tocmai de aceea, haideți să o facem această unitate. Putem să o facem joi seara cu mai mulți dintre noi. Aveți platforma? Că, nu, sigur că da. Vedeți posibil un 90 august, nu în sensul gazării, în sensul mobilizării, adică, dar nu cu diaspora neapărat, adică așa, dacă ar fi un protest mâine din nou în București, nu știu, să presupune că e un moment de ăsta foarte fierbinte, câtă lume s-ar aduna? Nu știu să vă răspund. Întotdeauna azi, pentru noi... De azi pe mâine se strâng unde... Foarte puțin. Laurențiu, depinde cât plătești și șosoroși, că săracurațiu nu mai e să ne plătească. Sunt foarte puține momentele în care avem proteste de masă la nivelul 10 august, OUG 13 și cel cu cai... Având în vedere că vine primăvara, eu sper să iasă lumea și să... Un protest de masă. Da, se vrea a fi un protest de masă. Acum, dacă nu ajungem la 100 de mii, să nu fim dezamăgiți, deși noi sperăm să fim foarte, foarte mulți. Ideea e că trebuie să menținem presiunea în stradă. Apropo de protestul, sunt foarte multe lucruri de discutat despre protestele de masă, dar în general ele vin pe un fond emoțional și pe mai mulți factori externi în funcție de ce fac ăștia pe scena politică. În 10 august am avut și ajutorul băiatului cu Audi, să nu-l uităm. Poate ne de... mai ajută și domnul Tudorel săptămâna viitoare, că tot e obligat. Da, exact. De marți, după ce și-a luat acest mic concediu. Băiatul cu Audi care candidează la europarlamentare ca independent, vorbim despre Răzvan Ștefănescu din Suedia, candidează la europarlamentare. Care a fost un fel de Mandachi, dar Mandachi a atins o temă pe infrastructură. Reușește să strângă semnăturile?
Nu știm. Pentru că e o problemă și George Simion încearcă să strângă semnăturile să candideze gruparea Pro Basarabia, să-i spun așa, mă rog, unioniștii din toată țara și dincolo de Prut. E foarte greu, e un prag care... Da, păi... un prag făcut să-i țină departe. Da, un prag făcut să-i țină departe. Deci mobilizare, înțelegem că săptămâna viitoare veți promova emisiunea la nivelul tuturor orașelor pe care le-am numit, da? Dacă se doresc cei din provincie să vină la emisiune, cu mare drag. Sigur că uite, eu vă promit aici în direct că deschid special pentru voi o linie de credit pe ziariștii.com, un site pe care l-am lansat cu colegul pentru promovarea și a emisiunii și a protestului. E un site tânăr lansat acum chiar de 1 decembrie. Urmărim. Așa, și da. Care a evoluat foarte tare. Am avut 5 milioane de vizualizări în luna ianuarie, ceea ce e foarte mult. Dar felicitări acum, și dacă succes. Mă țineți la curent și am schimbat date și nu știu ce, și îmi dați câte ceva în fiecare zi... Da, o să-ți dau și eu o știre la sfârșitul emisiunii, în exclusivitate, și care poți să, cum ajungi acasă, să o pui. Așa? Dacă poți să-ți ia gâtul, să spunem acum, direct. Da, da, o să spunem. Deci, lume, dacă spui, nu-ți mai ia gâtul. Nu, o spunem. Păi ne puteți să ne ajutați cu promovarea evenimentului, dacă doriți. Cu mare drag. Și promite că vii și tu săptămâna viitoare, ca să tragem o concluzie. În ce zi e? Promit. Joi, platformă Nașul TV, televiziune liberă, Doru Măriești, în dialog cu piața. Dacă nu mă leseamă cu Dragnea, cu sciatica... Hai că o rezolvăm și pe aia. Dacă nu, mă dacă ți-am spus că... Uite, îți promit că o rezolvăm. Vin și pe brațe, mă rog, depinde. Ca să am încă un martor, că ceea ce i-am propus domnului Dragnea în această seară, că îl răpesc, sigur, simbolic, o oră, atât îi răpesc, o oră din viață, merge cu mine într-un loc, nu sunt nu întâmplă niciun fel de dificultate, în sensul că nu-l doare nimic, și garantez că urcă scările șchiopătând și coboară fugind. Domnul Dragnea, sub cuvânt de onoare, știți că nu chiar nu permit să fac atenție, glume doamna, că nu avem vă luați de alibiu omului, dar pe cuvânt de onoare că omului. Vin în sprijinul dânsului doar să vă pricepeți la acupunctură. Ne aflăm cel mai prost moment bun al lui Liviu Dragnea. Atenție ce spun. Da? De ce e cel mai prost? Pentru că el trebuie repede să rezolve situația lui. Pentru că mare puțin și va fi, vine sentința. Deja acum el a fost chemat să fie audiat ca martor și a pus spinarea în infiltrație. A spus că va fi operat, de fapt n-a fost nicio operație. Vedem acum că e o țeapă. Data viitoare nici nu va mai fi nevoie de audierea lui. Martorii l-au dat la urechi. Eu chiar îl cred că îl doare și de-aia mă ofer sincer. Deci la modul cel mai sincer, sub cuvânt de onoare, spun în fața telespectatorilor. În ziua în care vine pronunțarea, la Buleu pleacă. El are două variante. Ori rezolvă problema cumva Tudorel cu ordonanța sau, nu știu, ce sau eu pleacă. Am mare încredere în domnul Tudorel că nu rezolvă cu ordonanța. Nu știu de ce, rezolvă, da? Atenție, Dragnea are șanse foarte mari să ajungă la plănaie. În momentul ăla s-a închis jocul. Dar Tudorel Toader a primit ultimatum. El de-aia acum, atenție, el acum e în concediu. De ce? Pentru că a spus și Iordache ieri, dacă ați văzut la moțiune. Acum să nu înțelegem, am înțeles că e ziua dânsului. Așa, joi, miercuri. E dâns, ziua dânsului, luni. La mulți ani, domnul Toader. Așa? Cu executare cândva. Și atunci așa luat și eu câteva zile. Toader a avut misiune ca săptămâna asta să rezolve problema. Și el și-a băgat piciorul în ghiț. Ca Stănculescu. Dar astăzi a plecat în concediu. El i-a aburit. Acum, dacă șeful își bagă coloane în probleme. Asta se întâmplă pentru că nu pot să fie nici unul, nici altul femeie însărcinate. Ca Elena Udrea. Ce drăguță. Asta cu sarcina. Care... Dar chiar că pe Udrea n-a văzut nimeni gravidă. Mă rog, afară de poza aia Photoshop foarte mișto, care sigur că așa l-a văzut-o cineva pe Elena Udrea gravidă, născând. Uite, nu, ce înseamnă ziarist bătrân? Nu-mi doresc să vorbeam, da, Elena Udrea. Apropo de Exifarma vorbeam. Deci unde e omul? A murit, l-a văzut cineva la față. Bun. Deschidem. Deci atenție, avem o șansă mare. Sigur, nu să-l bage la pușcărie, că zicem noi. Dar dacă instanța că are trebuie, probe și înțeleg că martorii au spus toți acum, inclusiv ultima martoră, a zis, domne, da, Dragnea știa tot, dar nimeni nu vorbea de frică. Pe de altă parte, noi la proteste pe 30 de martie am lansat această formulă care se numește Jos Clanul Dragnea, ca să reconstruim România. Să nu uităm totuși că Dragnea nu-i singur. Da? Adică, ok, îl trimitem la pușcărie, dar nu am terminat problemele nici pe departe. Nu, Dragnea este executantul unei mase sociale. Atenție, vă recomand un protest.
Știți de ce e Dragnea acum și de ce ne chinuie pe noi de 2 ani de zile? Pentru că există niște parlamentari în Parlamentul României care n-au auzit nimeni, nu-i cunoaștem, nu știm cum arată, nu știm cum îi cheamă, nu știm ce fac, dar ei îl țin în picioare pe Dragnea. Îi asigură guvernarea care ne taie capul nouă. E, de aia n-a vorbit nimeni niciodată, ne-a dus pe capul lor. Se vede și pe Neica Vasilica Costica, nu știu cum îl cheamă. Bă, tu-ți dai seama că tu distrugi România, că noi zicem Dragnea. Sigur că nu uităm la Dragnea ca distorații. Dar Dragnea, au capacitatea să gândească ei pentru țară. Dar nici ei fără Dragnea nu înseamnă nimic. Dar dacă ei ar vota o moțiune de cenzură în Parlament, mâine, păi mâine, știind că dacă nu, dau ochii cu noi, nu cumva ar fi mai bine pentru noi? Adică ei n-au frică de noi, ăia. N-au frică ne-i ca nimeni. După 26 mai o să aibă frică. Să dea Dumnezeu. Cu siguranță. Iubiții mei, haideți să satisfacți, țin și mie o curiozitate și nu doar mie, sunt convins că și telespectatorii se întreabă de ce voi, societatea civilă, nu m-aș exclude, dar sigur că sunt moderator în această seară. Credeam că ne întrebați cât ne plătește Soros. Da, nu, lasă că... Păi stai puțin să ne înțelegem. Stai să ne înțelegem puțin. Diana Voicu, eu am fost în emisiune și parcă și tu ai fost la Rareș Bogdan în urmă cu... Da. Atunci când a revenit, seara în care a revenit, după disputa lor internă, în care nu intrăm, e un post privat și e problema lor. Și dacă îți aduce aminte, înainte să mă întrebe Rareș, să-mi pună întrebarea, să te rog eu frumos la tine și la Nașu, nu vreau să-mi puneți întrebări, răspund eu înainte să-mi puneți voi întrebările. Eu am luat drogurile de la, așa, de la Rațiu, furat sau am adus mașinile alea de făcut dolari, am luat și drogurile sau bitcoin de la cum îi spune, de la Soros, așa că am luat greutatea de pe voi, lăsați-le la mine, că eu sunt obișnuit de 30 de ani să tot iau, lumea știe că ne-am luat, lumea știe că nu mi-am dorit nimic, lumea știe că n-am luat nicio funcție, că nu mi-am luat nici măcar certificat, fără să acuz pe cei colegii mei care au luat certificat de revoluționar, este normal ca cei care au luptat, care și-au riscat, care au salvat vieți omenești în stradă, luându-i, salvându-și colegii împușcați, ducându-i la spitale, să beneficieze de gratitudinea pe care legea 341 o acordă luptătorilor în revoluție. Deci, am luat greutatea de pe voi și lăsați-o pe seama noastră, pentru că... Tot pe tine te-a plătit și Soros, nu? Da, sigur, da, bineînțeles, păi de 2 ani de zile de când vin cu lângă voi, cineva trebuie să plătească, nu? Problema este următoarea. Este o chestiune, Radu, o discutam ieri cu el și divulg-o, pot să divulg, da? O discuție care am avut-o legat de această plată. Nu a existat protest în România ca să nu fie cineva care vine în spate și plătește pentru a compromite orice mișcare. Da? Discutam ieri la telefon. E o chestiune cunoscută, PSD-ul știe un lucru. Întotdeauna identifică un dușman, că o fi el fals, că o fi niște teroriști, n-au existat la Revoluție, au existat diversioniștii lor, nici jandarmi n-au existat, sau mai exact, huligani n-au existat în 10 august, în opinia mea au fost diversioniști aduși de către Dragnea, Carmen Dan. Doamna Carmen Dan, nu vă place, dacă nu vă place, mergeți la parchet. Carmen, mergeți la parchet, pentru că acum este competent. Dar să vă mai pune niște parchetul, botox așa. Secția parchetelor unitare este competentă să vă audieze. Nu așa cum s-a început acel dosar, la o secție necompetentă și care, dacă ar fi continuat, ar fi fost un dezastru. Sper să repare procurorii militari ceea ce s-a greșit în prima săptămână. Orice este reparabil. Satisfaceți-mi și mie o curiozitate. De ce voi, societatea civilă, susținători ai protestelor, ai... de partea celor neîndreptățiți românii care așteaptă o conducere corectă, o justiție dreaptă, un comportament normal al serviciilor speciale și așa mai departe, sunteți în partea de centru dreapta și nu sunteți pe partea de centru stânga a eșecherului politic. Explicați-mi și mie. Așa s-a de ce așa s-a nimerit? Te rog, uite, eu nu vreau să sui. E o întrebare la... Păi eu sunt antreprenor, eu generez locuri de muncă, am generat locuri de muncă, firma funcționează în continuare, am înființat-o în 2008, funcționează și acum, avem 11 ani de activitate în domeniul siguranței în caz de incendiu și alte sisteme de siguranță a vieții. Dar ăsta este motivul pentru care eu sunt centru-dreapta.
nu știu restul, dar eu de acolo vin, din centru dreapta. Păi familia mea are tradiție liberală, pentru mine liberalismul este, democrația liberală este, este valoarea principală. Mare parte a carierei mele, mă rog, ultimii 10-15 ani sunt în mediul corporatist. Da? Sigur că în mediul corporatist cu siguranță că are și oameni de stânga, da? Când ei votează, e posibil să voteze și de stânga, nu, nu înseamnă. Dar sigur că lucrez într-un mediu care respectă performanța, respectă valoarea. Capitalul privat este una din zonele funcționale ale României. Și apără eu, și proprietatea, nu? Exact, apără proprietatea, respectă. Da? Și munca. Eu lucrez ca trainer specialist de resurse umane, coach în... Primii doi m-au convins. În, să vedem următorul. Corporație. Luptător. Eu sunt un personaj mai atipic, așa, bănuiesc că s-a văzut asta de-a lungul timpului. Eu nu mă situez nici la stânga, nici la dreapta. Ești mai la centru. Da, eu nu cred în politici de stânga și politici de dreapta, eu cred în politici bune. Acum o să-mi dea în cap politicienii și o să-mi spună, nu știi ce e politică. E bine, mie mi se pare că o țară se conduce atât cu măsuri sociale, cât și cu măsuri liberale pentru mediul de afaceri și nu numai. Într-adevăr, și eu provin din... sunt urmașul a doi liberali focați, care făceau politică liberală în vremea comuniștilor. Imaginați-vă ce însemna asta. Unul dintre bunicul din partea tatălui liberal, bunicul din partea mamei țărănist. Așa am crescut în familie cu mentalitatea asta liberală, aș putea să zic, dar în același timp și cu cea socială, pentru că provin dintr-o familie de condiție foarte joasă. Nu mă văd situată centru-dreapta, centru-stânga, mă văd situată într-un centru din care îmi doresc să rezolv toate problemele. Și pe alea de stânga, și pe alea de dreapta, și mi se pare timp irosit în bătălia despre ideologie. Am văzut atâția oameni performanți care se bat în ideologie, dacă e capitalist, dacă e progresist, dacă e... Mie mi se pare că pierdem timpul certându-ne și discutând și încercând să ne poziționăm cumva într-una dintre ideologii, când am putea pur și simplu să încercăm să înțelegem ce e nevoie acolo, ce e nevoie acolo, cum putem să ajutăm. Ei, sigur, ideal ar fi să ajungem la un dialog. Bătălia să noastră să... acum este cu corupția, nu cu ideologia. Stai liniștit. Stai liniștit că în bula mea se bate lumea în ideologii, da, mai mult decât cu corupția. Deci eu sunt un centru și cam atât. Un singur lucru vreau să spun. Dar ia microfonul, vezi, te rog. Vezi că în 2012, tot ce a fost mișcarea de stradă în 2012, așa, acum este în demos și sunt de stânga. Adică cunoaștem. În 2012 s-a dus spre stânga, da, cu 2017-2018. De ce s-a fi dus spre stânga? Dreapta, pentru că, hai să fim cinstiți, în 2012 nu trebuie să uităm că aveam o mare coaliție PSD-liberal. O greșeală de nepermis și de neiertat pentru Tăricianu ca lider la momentul respectiv și mai ales pentru Crin Antonescu, în special pentru Crin Antonescu, foarte grav ce a făcut la momentul respectiv, deși unii îl vedeau pe liste, fie Dumnezeu lăudat că nu îl vedem pe listele liberalilor, ca să ne mai lipsea și cel care a făcut pact cu diavolul și au luat, e rău acum cu 51%? Vai, 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 2012, dacă nu juca cineva așa cum a jucat. Bine, rău, zic unii, eu zic că destul de inteligent la momentul respectiv, când aveau 60% acel USL. Le. Da? Adică format din PNL și PSD. Ferească Dumnezeu să mai ajungem vreodată, cel puțin până ce nu se clarifică unele lucruri și nu pleacă niște porumbei bezmetici de prin PSD-ul ăsta, să mai ajungă să facă alianțe sau să avem o guvernare PSD-ul liberal. Și din PNL trebuie să plece niște porumbei. Și din PNL. Și PNL trebuie să plece. Bun, nu îți neg, este un îndemn pe care îl faci și din bun simț unii ar trebui să o facă. E greu pentru că s-a obișnuit la Ciolan. L-au dat afară pe Petre Roman, apropo? Apropo, Petre Roman, sper domnul Orban că nu mai este PNL. Parcă știu că nu mai e, dar în orice caz mi-aduc aminte că în urmă cu vreo 2 ani de zile vrea să și candideze un om care, dacă tot am ajuns aici, săptămâna viitoare, sper să fie ultimul termen în dosarul 13-15 iunie, în care dosar el, împreună cu Ion Iliescu și alții, Virgil Măgureanu și alți ciraci ai lor, sunt pus sub urmărire pentru fapte contra umanității. Sper ca judecătorul Constantin Iepure, săptămâna viitoare, a dat 4 zile termen, este un dosar mare cu foarte multe părți vătămate, pentru a acorda, sper, cuvântul pe fond
și pentru a, în sfârșit, după un an și 10 luni de când acest dosar a plecat de la parchetul general către Înalta Curte de Casație Justiție, unde conform legii trebuia să stea 60 de zile pe cameră preliminară, avem un an și 10 luni de când este la Înalta Curte, sper după un an și 10 luni, adică după ce s-a depășit termenul cu un an și 8 luni de zile, să plece în sfârșit către instanță și să înceapă acest dosar. Apropo de ultimul termen, sesizează unul dintre participanții și victimele din acest dosar că la ultimul termen domnul judecător de Înaltă Curte de Casație și Justiție Constantin Iepure spunea ceva de genul: ne mai întâlnim dacă nu mi se întâmplă ceva, adică ne vedem la termenul următor dacă nu mi se întâmplă ceva. Sper că a fost doar o vorbă, nu știu, scăpată la oboseală. Nu cred că este vreo presiune, domnul Constantin Iepure, în ceea ce vă privește și sper să nu fie vreo amenințare pentru, sau ferească Dumnezeu, de mai mult de vreo agresiune pentru a nu putea fi prezent la termenul de săptămâna viitoare. Eu doresc minte tuturor, iar domnului judecător noroc, sănătate și să ne vedem și să-l vedem pe scaun la ultimul termen din acest dosar, pentru că victimele așteaptă de prea mult timp și e o bătaie de joc de acum, sigur, în primul rând față de urmașii celor care au căzut în acele zile tragice, dar și față de victimele care sunt în viață și așteaptă dreptate de aproape 30 de ani. Domnule Iepure, suntem alături de dumneavoastră și sper să fie totul în regulă și dumneavoastră veți decide săptămâna viitoare, în 4 zile de proces, care va fi calea acestui dosar. Eu nu vă sugerez, nu mi-am permis niciodată să fac sugestii și nici nu voi face. Este dreptul dumneavoastră profesional de a vă pronunța în acest dosar. Nu rămâne decât să vă doresc doar bine. Laurențiu, apropo de... Scuze. Te rog, Daria, răspunde și mie la întrebarea aceasta. De ce pe partea dreaptă și nu în partea stângă a eșecherului? Ok, o să răspund. Centrul dreapta, ca să nu... Eu iubesc extremele astea la fel de mult. Și pe unii și pe alții. I-aș lua, i-aș da cap în cap și încă o dată apelez și spun Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu că în România, după 30 de ani, unii bezmetici ar fi dorit să avem două extreme, una de stânga și una de dreapta, care să bată în Piața Victoriei, iar acești tineri care își doresc, nu doresc extremă, nu sunt extremiști, nu au putut fi dovediți extremiști niciodată în acțiunile pe care le-au făcut, deși s-a străduit unii tovarăși să-i provoace pentru a deveni extremiști. Ei nu au atacat instituții, n-au spart geamuri, da, s-a mai aruncat cu muștar, s-a mai dat cu puțin bulion, vopsea. Nu e niciun fel de problemă, un pic de vopsea. Noi am dat cu pumnul, noi am pus mâna pe armă în decembrie 89, noi am urcat pe tancuri în decembrie 89. Asta e, că nu se mai poate, apelez la orice mijloc pentru a salva democrația, pentru a salva libertatea, pentru a nu pierde ce am câștigat. Eu nu instig. Dar opriți-vă și voi forțe represive ale statului român, care nu v-ați reformat timp de 30 de ani și nu provocați noua generație așa cum ne-ați provocat pe noi. Pentru că uitați care este rezultatul, chiar și târziu. Fapte contra umanității. Atenție! Te rog! Ok, voi spune foarte pe scurt. Eu, nici în familia mea și nici în cercul meu de prieteni, politicul nu a fost o chestie foarte discutată. Deci nu pot să spun că sunt convinsă de foarte multă vreme pe o parte sau pe alta. Într-adevăr, tot timpul... Simți nedreptatea și atunci... Da, asta vreau să spun, că în momentul de față nu ideologia este un lucru care mă preocupă foarte mult, ci problemele de corupție care țin lucrurile pe loc. Deci poți să ai ce ideologie vrei, atâta timp când depășim momentul ăsta, nu putem merge înainte. Radu, scurt o să te rog, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Eu am trăit în perioada comunistă, nu mi-a plăcut. Am protestat ca să vedem cum este și altfel. Din păcate, la noi nu prea știm ce e la capitalism, pentru că poți să faci capitalism cu comuniști. Asta e clar. Am avut o singură șansă, cred eu, cu domnul Ion Rațiu, care, nu știu cât de mult cunosc. Din păcate nu l-am înțeles, din păcate nu l-am înțeles, lumea nu era am ratat o șansă ratată, zic eu. Pe de altă parte, eu sunt simpatizez, nu simpatizez, mă îndrept spre dreapta, dar
La noi, cred că cel mai important ar fi ca spre centru să conteze... De nu, ești nu, nu de centru. Cred că cel mai important ar trebui să conteze, în primul rând, interesul național. Deci, mă, ești de stânga, ești de dreapta, nu mai contează. Trebuie să conteze interesul național. În multe state democratice sau de pe afară, stânga și dreapta, chiar dacă se contrază ei pe ideologii, pe tot felul de idei, ei lucrează pentru interesul național. Adică dacă ceva, unul dintre ei propune un lucru bun pentru țara lor, ei se strâng și votează împreună pentru a fi bine. De acord cu tine, Radu, și se vede asta și la nivelul Uniunii Europene, cele două mari grupuri, cel socialist și respectiv cel creștin democrat, da. De multe ori și de cele mai multe ori, sigur, se adună. Pentru că și la comuniști, dacă citești acolo despre ei, sună foarte bine. Bun. Dar am depășit, din păcate, dar nu, vă rog, un minut pentru Laurențiu. Oare, Laurențiu, simt tinerii, generația de azi, unele pericole pe care cumva țara s-ar îndrepta spre unele metode din perioada lui Ceaușescu? Simt constrângeri, simt... Timișoara rezistentă îi salută pe toți cei din studio. Transmite Oscar Manto. Vom fi și noi în stradă, pe 30, anunță el. Da, tinerii simt, dar sunt și tineri care nu simt. Și dacă vrem să fim realiști, să le privim pe ambele cu cât se poate de mare atenție și să folosim acea parte din societate pe care o putem folosi pentru a schimba lucrurile în mod activ. Eu văd aici în studio oameni care ar putea foarte bine să facă politică. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Angie mai devreme, apropo de stânga, de dreapta, și are mare dreptate. Problema României astăzi, adevăr, nu este stânga, nu este dreapta, asta e o chestiune pe care o folosesc grupurile politice pentru a se prezenta ele mai bine în ochii electoralului și aș delimita mai bine imaginea față de adversar. Problema României ține de chestiuni fundamentale de educație. Ține de bun simț, n-a existat în 10 august, în multe alte întâmplări la care eu am asistat. Ține de lege, ține de adevăr, ține onestitate, de implicare. Caracter. Ține de onestitate, te rog, ține frumos, vezi bine de valori fundamentale. Ce scrie acolo? Citește? Dacă nu-mi iau ochelari, zic că orice... Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită. Pustită, da. Mai citește o dată, Angie, ca să ne intre... Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită. N-ați apărat la Google? Nu. Iisus Hristos, citat. Aici îl avem în această carte. Colegii mei poate să pună... ca să-l vadă și așa. Da. O carte pe care am primit-o, este un citat pus într-o extraordinară prezentare a colegilor de la Cluj, a eroilor din Revoluția din decembrie 89. Și le mulțumesc pentru darul care mi l-au făcut. Deci, Iisus Hristos a spus acest lucru. Cred că este un învăț pe care învățare învățătorul, pe care nu transmite învățătorul. De credință, da? Dacă vorbeai de Iisus, trebuie să vorbim de credință. Credința în ce putem noi să schimbăm. România se schimbă dacă există oameni ca voi, ca alții, care cred. Credința mea este de 30 de ani. Eu cred, am crezut în generația noastră, în cele care au urmat și nu mai puțin în voi, în toți, de aceea și sunt lângă voi. Promiteți-mi joia viitoare în aceeași formulă plus o sală plină aici. Eu vreau să mai zic ceva la sfârșit. Promiteți-mi asta. Eu vă promit o sală plină aici. Eu vă promit că vin, dar vreau să zic ceva înainte să încheiem. Da. Vă rog frumos să ieșiți la vot pe 26 mai. Pentru că dacă nu ne implicăm să schimbăm ceva, nu o să se schimbe nimic. Așa că dacă vrei să se schimbe ceva, fă ceva. Ieși la vot pe 26 mai, du-te la prezidențiale, du-te la locale, du-te la parlamentare, ieși la vot. Și alții 10 oameni. Ia-ți cu tine prietenii, bunicii, părinții, ai grijă să nu voteze cu PSD, da? Și ieși la vot. Nu te mai plânge că nu se schimbă nimic atâta timp cât tu nu faci nimic în direcția asta. Tinerii de vârsta mea n-au ieșit la vot, am pățit asta, de 2 ani și jumătate suntem pe stradă, aș vrea ca acum să demonstrăm că ne-am învățat lecția, iar oameni ca mine și ca toți cei din platou să nu mai plătească sute de milioane amenzi la stat, să nu mai fie denigrați, demonizați și batjocoriți la televizor, oameni cu studii,
oameni cu capacitate intelectuală, adică nu suntem niște boschetari așa cum am fost prezentați. Vă rog frumos, dacă vreți să schimbăm ceva, faceți ceva. Ieșiți la vot, în primul rând pe 26 mai la europarlamentare. Sau mai pe românește, Angie, faceți voi ceva pe ei, nu pe vot. Avem credința că lucrurile vor evolua spre bine. Suntem aici. Ieșiți la vot! Suntem aici și am rămas pe baricade de atâția zeci de ani de acum. Din păcate, emisiunea, timpul de emisiune se termină. Probabil că ea va continua și în minutele următoare, după ce nu vom mai fi cu dumneavoastră în direct, că așa se întâmplă totdeauna după asemenea tip de emisiuni. Totdeauna a rămas ceva nespus, dar vă promitem că săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou, vom discuta despre meeting-ul din 30 martie, mobilizare în toată țara, suntem alături de voi, voi alături de noi, iar dumneavoastră, până la următoarea întâlnire, același îndemn, să rămânem oameni.